Tatălui și Fiul și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, e împărăția Ta, facă-se numele Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce prin noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, vă binecuvântează. Nu este Dumnezeu cu altă har, cu altă iubire de oameni, totdeauna acum, cu pururea și vecii vecilor. Amin. Aș vrea să începem în primul rând prin a mulțumi invitatului nostru, domnul Virgil Gheorghe, pentru că a acceptat invitația noastră și în această seară conferențează aici. De asemenea, vreau să mulțumesc conducerii Universității, domnului Timian și tuturor celor care ne-au susținut în această activitate. De asemenea, vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că sunteți prezenți aici față de noi. Aș vrea să spun câteva lucruri despre invitatul nostru. Domnul Virgil Gheorghe este biofizician doctor, are un doctorat în bioetică la Universitatea Aristotel din Tesalonic. Printre cărțile pe care domnia sa le-a scris se numără Pornografia maladia secolului 21, Efectele de televiziune asupra minții umane, Revrăjirea lumii, Știința și războiul sfârșitului lumii, Efectele micului ecran asupra minții copilului. Aș vrea să menționez că aceste cărți le găsiți aici la intrare, la ștandul de la intrare și le puteți achiziționa dacă doriți. Tema din această seară se numește Între educația pentru viață și educația pentru sex. Și aș vrea să dau cuvântul domnului Virgil Gheorghe. Mulțumesc organizatorilor. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Pentru că dacă nu ar fi fost problema aceasta cu zilele universității și pe tema de educație, nu m-aș fi gândit să susțin o astfel de temă. Dar s-a legat cumva de o întâmplare, în sensul că acum circa o lună, jumătate, două, am fost prezent la o dezbatere organizată de Ministerul Muncii pe tema strategiei de protecție a copilului 2014-2020, la care era implicată și Ministerul, sunt implicate și Ministerele Sănătății și Învățământului. Și acolo am constatat că era consemnat faptul că Ministerul Învățământului și Sănătății cere obligativitatea educației sexuale. Deci nu va mai fi opțional sau facultativ peste ceva vreme, ci obligatoriu. Și mai mult, am constatat că cadrul de educație privind sexualitatea este foarte bine definit. Am avut și o discuție cu doamna directoare din minister, în sensul că obiectivul principal al strategiei pentru protecția copilului era reducerea nașterilor înainte de 20 de ani. Nașterilor persoanelor înainte mai mici de 20 de ani. Și i-am spus că nu este posibil ca o strategie de protecție a copilului să presupună eliminarea acestuia din discuție sau limitarea nașterii. Și mi-a spus, păi nu, că sunt nașteri nedorite. Da, dar nașterile nedorite sunt un efect, nu sunt o cauză a fenomenului pe care dumneavoastră îl sancționați. Și ca atare trebuie să luptăm cu cauzele. Cauzele pentru care apar nașteri nedorite sunt, în principal, este debutul relațiilor sexuale la o vârstă timpurie. Deci o vârstă precoce. Și, în fine, a fost o întreagă discuție pe tema aceasta. Nu știu ce se va întâmpla până la urmă. Am trimis propriile mele propuneri. Însă, la un moment dat, o doamnă care lucrează în guvern mi-a spus că, dar statul român a semnat niște acorduri și trebuie să le respectăm. Întrebarea automat pe care mi-am pus-o este dacă statul ar semna acorduri prin care românii trebuie să-și doneze un rinichi pentru a plăti datoriile statului, dacă noi ar trebui să respectăm această hotărâre sau acest acord
până la urmă semnat de conducătorii noștri. Deci mi se pare că orice acord trebuie să țină cont, în primul rând, de interesele și de rațiunea pentru care, la care, să zică, subscrie. Privind rațiunile educației sexuale, voi vorbi astăzi despre, în continuare, despre care sunt problemele, de fapt, reale pe care le întâmpinăm și, la sfârșit, câteva lucruri despre ce putem face pentru a ajunge aici, adică pentru a preîntâmpina problemele pe care le sancționează societatea, naște nedorite, să spunem, sau neașteptate, sau bolul transmisie sexuală, și cum pot ele fi depășite altfel decât într-o educație sexuală făcută după principiile pe care le voi prezenta. În primul rând, aș vrea să plec de la o utopie, utopia lui Huxley, scrisă undeva în perioada anilor 30, minunata lume nouă, care mie mi se pare extrem de relevantă pentru ceea ce se întâmplă în lumea de astăzi. De altfel, Huxley a revenit prin anii 50-60 cu o completare și a spus revenire, ceva în genul ăsta, reîntoarcere minunată a lumea nouă, și a spus, sunt uimit de cât de repede au avansat lucrurile, mult mai repede decât eu bănuiam. Fratele lui Huxley, Julian, a fost primul președinte al UNESCO, deci cumva avea și cunoștință despre anumite strategii pe termen lung. În minunata lume nouă, copiii nu mai cresc în familii, ci sunt produși pe cale artificială prin fertilizare in vitro în genere, și de mici sunt educați prin intermediul mult al cât se putea atunci gândi al tehnologiei, deci cumva le se condiționează niște reacții și este educați așa, alfa, deci nivelul alfa, elita, beta, executanții, delta, teta, deci indivizi în funcție de tipul de educație. Lucru care ține de descoperirile făcute de Skinner, în sensul că prin educație poți dezvolta comportamente și defini, să zic, chiar și vocații. Noi vorbim de, să zic, atitudini generale de viață și așa mai departe. Una din lecțiile care era dată copiilor era chiar educație sexuală. Cred că printre primele des când apare titlul de numele de educație sexuală în utopia lui Huxley. Și sunt câteva, o să vă citesc două, trei fragmente din Minunata Lume Nouă. Prichindeii, la numai câțiva anișori, erau invitați, inițiați în practicarea jocurilor erotice, atât pentru a-și cultiva mai bine pulsiunile sexuale, cât și pentru a învinge rușinea sau alte obstacole de natură psihologică. O peluză cuprinsă între tufe de arbuși mediteranien, doi copii, un băiețel de vreo 7 ani și o fetiță cam de un an mai mare, jucau cu toată gravitatea și atenția foarte concentrată a savanților adânciți într-un studiu consacrat unei mari descoperiri, un joc sexual rudimentar. Dintr-un grup de arbuși în apropiere și o educatoare conducând pe de mână un băiețel care urla în timp ce era tras înainte. Pe urmele lor venea cu trap-trap o fetiță cu mutra îngrijorată. Ce s-a întâmplat? Întreabă directorul. Educatoarea dădu din numeri. Nu cine știe ce. Numai că băiețelul ăsta se lasă cam greu implicat în jocuri erotice obișnuite. Am mai observat de vreo 2-3 ori chestia asta la el și azi din nou, patinarea a început să urle. Zău că n-am vrut să-l supăr, că să-i fac un rău, zice fetița îngrijorată. Bineînțeles că n-ai vrut, drăguțo, o consulă educatoare, așa că reluă ea către director, îl duc la psihologul ajunt, ca să verific dacă nu cumva are ceva anormal. Și așa mai departe. Deci, în genere, în toată cartea lui Huxley, se vede un libertinaj sexual absolut, în sensul că relația sexuală nu mai are absolut nimic comun cu dragostea și cu familia. Copiii nu mai sunt crescuți în familie, ci în afara acesteia, pentru a fi pregătiți să fie indivizii perfecți într-o societate controlată și manipulată din exterior. Acesta se întâmpla în anii 30. Să ne gândim că atunci nu puteau fi nici măcar imaginate anumite lucruri care acum au intrat de pătruns în normalitate, cum o să vedeți mai târziu, mai în curând. Adică schimbarea partenerului sexual la petreceri, folosirea tot felul de practici sexuale cu titlul că sunt sănătoase, că protejează și așa mai departe. Dar, înainte de a trece mai departe, aș vrea să vă spun cam ce înseamnă să vă prezint raportul, cadru, de fapt, standardele pentru educație sexuală ale Organizației Mondiale a Sănătății, publicate în 2010 și, din păcate, foarte puțin cunoscute în România.
Ca și principii, educația sexuală, așa cum este văzută de Organizația Mondială a Sănătății și organizațiile internaționale la care probabil noi am, cu care noi probabil am convenit, spune așa că ea trebuie să înceapă la naștere. Nu se vedea nici Huxley la momentul respectiv. Vorbea de vârsta de 7 ani. Trebuie să promoveze, să se promoveze prin mai multe discipline și activități extra și centre de planning. Orice copil spune are dreptul la educație sexuală. Și cum vine treaba cu drepturile? Drepturile acestea sunt drepturi atât timp cât sunt opționale. În momentul în care devin drepturi obligatorii, nu mai sunt drepturi, ci sunt niște condiții. Deci, de condiții care determină. De exemplu, femeia are dreptul să muncească. Ea nu are un drept, are obligație să muncească astăzi, să-și facă carieră sau să muncească toată ziua în afara familiei, neglijându-și familia pentru aceasta, căci altfel nu mai poate trăi. Deci nu este un drept, este o obligație. Ați văzut ce spune acolo Huxley. Copilul acela era dus la psiholog. În momentul în care se te vei opune sau se vor exista, să zic, o opoziție față de acest tip de educație, ceea ce se întâmplă la ora aceasta în anumite țări din lume, părinții vor fi primii acuzați că n-au știut să educe copilul și pe urmă copilul va avea de suferit. Pe urmă, trebuie să-i se spună copilului că sexul este o nevoie asemănătoare cu foamea și cu setea. Noi știm că fără mâncare și fără apă nu poți trăi, dar fără sexualitate, fără relații sexuale, trăiesc oamenii foarte bine. Ar însemna că după vârsta la care nu mai vor avea relații sexuale, ei practic nu mai au rost sau sens existența lor. Pe urmă, copiii au sentimente sexuale din primele luni de viață. Așa spune documentul. Sentimente sexuale. Și o motivează aceasta că la 3 ani încep să dezbrace prin casă. Deci un document oficial al Organizației Mondiale a Sănătății. Pe urmă, spune că familia este de vină pentru sentimentul de vinovăție dezvoltat pe la 6 ani. De vinovăție înseamnă pur și simplu rușinea pe care o simte orice copil la un moment dat privind sexualitatea sau privind eschibarea, să zic. Pe urmă, alt principiu. Subliniază că sexualitatea este esențială pentru a fi om. Deci gândiți-vă că acestea sunt principii pe baza căreia se construiește întregul program. Asta înseamnă că copilul, până când nu începe să devină, să aibă relații sexuale, și bătrânul care nu le mai are, vor avea o pierdere, vor avea o frustrare, o lipsă din realizarea lor deplină ca oameni. Pe urmă că nu este limitată la anumite grupe de vârstă. Adică ea trebuie să se manifeste încă din primii ani de viață. Și veți vedea cum. Spune mai departe cadrul. Și include diversitatea sexuală și orientările. Sunt foarte multe lucruri, am selectat doar câteva. 0-4 ani. Pentru că este de la 0 până la... Nu o să vă bat capul decât până la 11-12, că sunt relevante. Pe urmă m-am plictisit și cred că v-aș obosi. De la 0 la 4 ani, primul lucru pe care îl constatăm este acela că toată informația este centrată pe corp. Pe corp, pe imaginea pe care o ai privind corpul tău și pe plăcerea pe care poți să extragi din propriul tău corp. Deci a primele atitudini pe care trebuie dezvoltate este relativ la imaginea și modul în care îți vezi trupul și la a dezvolta o apreciere a unui sens de bine, stare de bine, privind în relație cu apropiere și încredere create de experiența trupului, experiența în special a celor a atingerii, a apropierii de celălalt. Pe urmă, în privința fertilității, între 0 și 4 ani, copilul trebuie să afle bazele privind reproducerea umană. Diversele modalități prin care o familie se poate forma. Poate prin adopție, poți să faci copilul să-l facă prin alte căi, în orice fel de cale. În privința sexualității trebuie să știe să se bucure și să aibă plăcere de atingerea propriului trup, adică să se masturbeze. Și se numește masturbare timpurie. Să-și descopere trupul și organele genitale. Pe urmă, vorbește de apropiere fizică și exprimarea dragostei și afecțiunii, dar din punct de vedere fizic. Mă întreb în relație cu cine? Pentru că copilul din primele luni are, din primele zile are relații cu mama. Cu cine să aibă relații fizice apropiate?
Pe urmă, trebuie să știe despre identitatea de gen, încă până la 4 ani vorbind, să se dezvolte curiozitatea privind tot ce înseamnă cele legate de trup. Tot până în 4 ani trebuie să-i se prezinte drepturile pe care le are de a se informa privind sexualitatea. Și iarăși să-și exploreze identitatea de gen. Când spun explorarea identității de gen, nu înseamnă ca băiatul să înțeleagă că e băiat. Pentru că se face astăzi în ideologia identității de gen o distincție între identitatea de gen și sexul biologic, îi zic. Asta e conceptul. Adică anatomic poate să fie băiat, dar psihologic să fie fetiță. Și atunci copilul trebuie să vadă care este el, orientarea lui. Deci până în 4 ani. Între 4 și 6 ani se dezvoltă comportamentul privind masturbarea și descoperirea propriilor organe sexuale. Trebuie să se dezvolte limbajul sexual, sentimentul sexual al apropierii și al plăcerii și al excitației ca o parte a sentimentelor umane. Și pe urmă apare deja între 4 și 6 ani dragostea secretă, prima dragoste. Aceasta prevind emoțiile și sexualitatea. Tot la 4 și 6 trebuie copilul în privind de relaționarea să știe că există relații homosexuale. Și pe urmă diverse tipuri, tot în cazul relaționării, diverse tipuri concepte de familie, așa cum sunt familiile homosexuale astăzi. În privința sexualității se subliniază, trebuie să aibă încredere și de aici încolo se va sublinia la toate vârstele în propriul instinct. Instinct și în ceea ce simte el să spună și să facă. Să accepte diversitatea și să știe că este trupul lui și că trebuie să fie conștient că poate să facă absolut orice. Are dreptul acesta de a face orice cu trupul lui. Între 6 și 9, privind fertilitatea și reproducerea, să știe să-i se vorbească despre alegerea de a fi sau nu părinte, despre sarcină, despre infertilitate, adopție. Să aibă idei de bază privind contracepția, planificarea și decizia privind propria familie. Și să cunoască diverse metode de concepție. Să știe că unii oameni pot să-și influențeze fertilitatea și să accepte diversitatea în sensul că unii oameni pot să aleagă să aibă copii și alții nu. În privința sexualității, să-i se vorbească despre dragoste și despre a fi îndrăgostit. Tot așa se repetă problema cu masturbarea și să se vorbească despre relațiile sexuale. Deci între 6 și 9 ani copilului trebuie să se vorbească despre relațiile sexuale. Prietenie și dragoste către ceilalți și acceptarea sexului consexual, voluntar, egal, al vârstelor apropiate și ce ține de respectul de sine. Să fie conștient că sexul este reprezentat în mass media în mai multe feluri. Tot la 6-9 ani să-i se vorbească despre sensul pozitiv, influența pozitivă a sexualității asupra sănătății și stării de bine, adică relațiile sexuale. Să știe deja despre boli relatate la privind sexualitatea. 9-12 și cu asta închei. Să aibă să fie, se dezvolte sensul intern și extern. Iertați-mă, citesc strict în engleză și mi-e mai greu să traduc direct. Privind reproducerea, organele de reproducere și funcționarea lor. Să se vorbească despre planningul familiar, despre diversele tipuri de contracepție și mituri privind contracepția. La mituri o să revenim puțin. Simptomul de a fi însărcinat, riscurile și consecințele unei relații sexuale neprotejate. Deci asta este până la 12 ani. Între 9 și 12. Despre prime relații sexuale, despre orientarea de gen, în sensul că deja trebuie să se lămurească cam atunci, la 9-12, să se lămurească cam ce gen are. Dacă este despre comportamentele sexuale relativ care pot fi, tot așa, plăcere, masturbare, diferențe de gen, identitate și gen, sexul biologic. Să ia o decizie conștientă privind a avea sau a nu avea experiență sexuală.
Deci acest lucru trebuie el să decidă până în 12 ani. Să folosească prezervative, contraceptive, să accepte și să respecte diversitatea, tot ce înseamnă sexualitate, orientare și tot ceea ce înseamnă acte sexuale de orice fel. Deci cam asta este, sunt câteva, continuă, 9-12, deci continuă până la 12-15, până la 15 ani continuă educația, dar fel în document se spune că este extrem de important că această educație este făcută când copilul este mic și până la adolescență și nu mai târziu. Pentru că interesul mare este acum să se producă modificările. Deci dacă vedeți, într-un fel sau altul, la un moment dat în documentul lor le spun clar că acest scop al educației sexuale este de a dezvolta sexualitatea. De aceea am spus educație pentru sex. Tu nu ești educat pentru viață. Pentru că educația pentru viață presupune altceva, în sensul că sexualitatea este o componentă în existența umană, un element, și nu elementul definitoriu. Dacă ar fi elementul definitor fără care noi nu putem să ne realizăm ca oameni, încă o dată, cei care nu întrețin relații sexuale ar fi niște indivizi. Și asta arată faptul că încet, încet o să începem să fim discriminați pe motiv că nu întreținem relațiile sexuale care se presupune că ar trebui să le întreținem. În urmă cu câțiva ani, jur de 8 ani, chiar am prezentat în Știința și Război Sfârșitului Lumii, s-a pus problema introducerii educației sexuale în România, pe baza unui program al Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Și atunci, la clasele primare, pe site-ul SexDex al Ministerului Educației Cetării, apăreau aceste titluri privind obiectul, să zic, abordări. Abordarea partenerului, ambient sexual, ciudățenii în sex, de la cine o iei și cui o dai, de la prima întâlnire, cât te poți face cu sărut, obsesia sânilor, cum să pui mâna pe sân, ce te supără la sex, există drepturi sexuale. Asta apărea pe site-ul Ministerului. În fine, aici ceva scandal. S-a pus problema să se facă niște cercetări pe niște școli pilot. S-a renunțat până la urmă. Însă în Basarabia nu au fost atât de norocoși. Și s-a introdus, cel puțin în perioada respectivă, s-a introdusese un program de educație sexuală care spunea lucrul următor. Prezentarea relațiilor sexuale orale ca raport sexual cu risc de infectare aproape inexistent, deși, și aici adaug, sifilisul transmite la fel de ușor pe cale orală și nu numai, o mulțime de alte boli și cancerul la ora aceasta s-a mulțit cancerul de cap și de gât și de cap din cauza acestui comportament care se extinde printre tineri. Și la persoanele care au peste 5, relații cu peste 5 persoane, crește de 8 ori rata de cancer de gât și de cap. Nu se spune nicăieri în mass media lucrul acesta. 2. Prezentarea homosexualității de variantă firească a sexualității. 3. Prezentarea sexului oral și anal ca activități sexuale firești. Deși provoacă și amândată pornografia maladia secolului 21 grave probleme psihologice în timp. Însă și am arătat de ce sunt mai multe cauze, nu insist acum că nu e momentul. Prezentarea în lumină pozitivă a purtării de către băieți a hainelor și a lenjerilor fetelor, care este în psihiatrie o patologie numită transvestism, în sensul că acest lucru nu face decât să slăbească identitatea de gen și să producă confuzie, de aceea au și apărut hainele unisex. 5. Prezentarea ca necesară a informațiilor, pozelor și exercițiilor pe teme sexuale copiilor de vârstă de până la 13 ani. Poze și exerciții pe teme sexuale. Dar asta este, ține de codul penal, în sensul că se numește pedofilie. Orice îndemn la acțiune sexuală repetată sau cultivarea sexuală față de copii. Așa era sancționată pe penal. Nu știu noul cod penal cum stăm, dar în fostul cod penal așa stăteau lucrurile. Care sunt rezultatele? Sau până la urmă ce se urmărește? Am găsit în un studiu publicat în 1980 care ia în considerare rezultatele educației sexuale de până atunci din Statele Unite. A fost o perioadă de maximă, să zic, liberalizare a educației sexuale până prin anii, până la sfârșitul anilor 80, începând cu anii 70. În anii 70 deja s-a liberalizat contracepția și avortul. Și studiul spune următorul lucru. Că 3 din cele 9, să zic, comportamente sexuale investigate s-au dezvoltat ca răspuns la educație sexuală, la orele de educație sexuală. Și acesta era masturbarea,
sexul oral și consumul de pornografie. Pe urmă, în concluzii, arată care sunt efectele educației sexuale așa cum rezultă din cercetarea făcută. Deci nu spune noi nimic. 1. Mai multe cunoștințe privind sexualitatea umană. Bun. 2. Reducerea sentimentului de vinovăție și permiterea studenților, de elevilor de colegiu, de liceu, să fie mult mai puțin anxioși și mai liberi privind propria sexualitate. Ce înseamnă sentimentul de vinovăție? Au dezvoltat un concept de vinovăție sexuală în sensul că omul care este puțin, are o anumită pudoare și care nu dorește să se dezbrace la momentul la care se cere lucrul acesta sau să facă anumite practici, se numește un om care are sexual guilt, vinovăție sexuală. Deci l-a definit așa cum suntem noi văzuți ca homofobi. În momentul în care definește acest concept, deja tânărul se gândește, eu trebuie să mă însănătoșesc, am să fac un efort, să mă lupt cu mine însumi. Și am cunoscut în Olanda, în discuțiile pe care le-am purtat acolo, persoane care îmi spuneau că au o reacție organică împotriva homosexualilor, dar ei știu că reacția este atavică și se luptă împotriva ei cu toată puterea și o să o schimbe, și schimbe modul de a gândi. Deci există posibilitatea ca prin modificări realizate în conceptul, în modul de a concepe, de a gândi al omului, să poți să-i dirigezi comportamentul. De altfel, s-au constatat în cercetări că persoane cu permisivitate sexuală maximă, permisivitatea sexuală este totuși un indicator dezvoltat de această cercetare, e mult mai probabil să... Deci permisiv înseamnă tu să gândești că e ok. Să trăiești relații sexuale, oricine înainte de căsătorie, să faci tot fel de lucruri, inclusiv sexual, așa mai departe. La acești oameni e mult mai probabil să ajungă să abordeze acel comportament. Pentru că mintea omului totdeauna merge un pas înainte faptei, acțiunii. Dacă tu gândești că este dezirabil, crește probabilitatea foarte mult să devină un act pus în practică în propria ta viață. Al treilea efect privind al educației sexuale a fost liberalizarea forțelor și atitudinilor sexuale. La elevii de liceu, în special la tinere, la fete, la fetele necăsătorite. Educația sexuală le-a ajutat, citez, se devine mult mai confortabile și mult mai tolerante, cu o minte mult mai deschisă, privind indivizii și practicile sexuale care diferă de ale lor. Și asta înseamnă tot ce înseamnă în limbaj tradițional perversiune. Și s-au corectat o mulțime din miturile sexuale. Concepții false și dezinformări susținute de elevi care proveneau privind sănătatea și au devenit mult mai maturi, mai responsabili privind sexualitatea. În mituri sunt introduse tot ce însemna concepție tradițională privind sexualitatea. Tot. Vârsta, pericolul masturbării, pericolul relațiilor înainte de căsătorie, bolile care se pot transmite, faptul că relațiile cu o femeie se pot face numai în anumite perioade și nu tot timpul și așa mai departe. Aceste numite mituri, prin studii și prin eforturi și prin educație sexuală, au fost parțial, într-o măsură mai mică sau mai mare, reduse sau eliminate. Al patrulea efect a fost reducerea standardului dublu. Standardul dublu ce spune? Că în toate culturile există un standard pentru bărbat și unul pentru femeie, în sensul că la bărbat, dacă se mai acceptă căderea înainte de căsătorie, la femeie nu se accepta. Standardul dublu este standardul abstinenței premaritale, al virginității, al fecioriei în cazul femeilor. Reducerea înseamnă că femeile au fost convinse și societatea în ansamblul ei să nu mai ceară acest lucru de la tânără, să accepte noua situație și chiar să o încurajeze în această direcție. Și al cincilea punct, tinerile de colegiu, mai ales fetele, deci tineri de colegiu, elevii de colegiu, mai ales fetele, au devenit mult mai liberi, mai puțin temători și inhibați, mai puțin reținuți în a se angaja în relații sexuale ca masturbarea și sexul oral genital. Deci cam asta este, să spun așa, în câteva cuvinte, a eliminat taburile și așa mai departe, în câteva cuvinte, efectele pe care le are și sunt studii. Nu vorbim de punctele noastre de vedere, să zicem, care ar putea să fie puțin subiective sau judecate ca subiective.
De fapt, problema principală de care nu se ține cont în toată această... În numele cui se face educația sexuală? Prima dată când a început această poveste, în anii 60-70, sexualitatea nu era o problemă. Deși mass media avansase mult în direcția degenerării, deja filmografia erotică era destul de puternică, apăruse și pornografia, este generația, să zic, revoluției sexuale și ea, să spunem, impulsionată, însă totuși oamenii nu gândeau și nu existau probleme de mari. Și atunci ei au venit și au spus, există nașteri nedorite. Adică tineri care rămân însărcinate și nasc și copiii rămân singuri doar cu ele. Și acel copil se numește copil nedorit. Și au spus, atunci noi vom introduce ce? Contracepția, avortul și educația sexuală. Contracepția previne nașterile nedorite, avortul elimină în cazul în care s-a produs, să zicem, accidentul și educația contribuie la asumarea acestor mijloace, la cunoașterea lor, pentru a se preîntinua aceste probleme. Dar imediat, la câțiva ani, au explodat nașterile nedorite. Adică s-au înmulțit de câteva ori. Vreau să vă spun că astăzi în Statele Unite, până la o treime din copii trăiesc fără tată. Atunci erau vorba de câteva mii, la nivel de America, mii de persoane. Acum e vorba de milioane, poate, sute de mii oricum. N-am făcut statistica, nu se poate face. Deci acesta a fost efectul. Nu s-a mai întors nimeni să pună problema, dom'le, dar cum a rezolvat contracepția și avortul nașterile nedorite? Am descoperit un studiu publicat de o revistă a lui Federal Reserve, o revistă economică. Un studiu care demonstra faptul că introducerea contracepției și avortului schimbă modul de negociere a relației dintre bărbați și femeie. În sensul că noi nu ne dăm seama, dar multe din actele noastre se bazează pe anumite negocieri care se subînțeleg. Sunt niște stereotipii culturale, niște concepții care sunt, să zic, sunt cristalizate, sunt condensate undeva în mentalul colectiv. Știe lumea că lucrurile așa funcționează. Până la momentul respectiv, momentul în care un bărbat întreține relații cu o fată și rămânea însărcinată, el era cumva obligat, moral sau conjunctural, social, să o ia în căsătorie. Astfel că studiile arătau că la un moment de până într-un an creștea foarte mult rata căsătoriilor și copiii rămâneau cu tată, aveau tată. Ce a schimbat contracepția și avortul? A schimbat acest raport de negociere, în sensul că femeia până la momentul respectiv era foarte vulnerabilă și era de bun simț, căci copilul nu era numai al ei și nu era numai actul ei. Și atunci bărbatul se simțea oarecum vinovat și știa și asuma din primul moment până în ultimul că na, lucrul acesta s-a întâmplat și eu trebuie să mi-l asum. Dacă nu vrea singur, îl mai convingeau părinții fetei și uneori chiar părinții lui. Și dacă nu părinții, societatea, care oricum îl stigmatiza. În momentul în care apare contracepția și avortul, se schimbă raportul de negociere, în sensul că apar drepturile femeii și femeia nu mai e vulnerabilă. Ea are dreptul de a hotărâ, cum spun ideologia, asupra trupului ei, în sensul că poți să las copilul sau să nu las, suntem egali. Bărbatul spune așa, eu am dreptul să te iau sau să nu te iau, tu ai dreptul să-l lași sau să nu lași copilul. E problema ta. În momentul în care s-a schimbat raportul de negociere, bărbatul nu mai este obligat moral de concepția generală răspândită în societate să se căsătorească cu femeia atunci când ea rămâne însărcinată. Ceea ce înseamnă că dacă ea va vrea să păstreze copilul pe propriul risc, o va face rămânând fără soț. Ceea ce nu se putea întâmpla înainte decât cu o mică probabilitate. Deci, practic, ceea ce a oferit contracepția și avortul, adică ajutorul acela extraordinar să nu mai existe copii nedoriți, a condus la un efect contrar. Tocmai pentru că el a modificat mentalitatea. Mentalitatea prin care tu vezi copilul ce se naște ca urmare a unirii dintre bărbați și femeie. Mentalitățile se continuă schimbarea lor și pentru că se știe că oamenii tind să și le asume sau să se înregimenteze. Este foarte greu pentru individul obișnuit să nu facă ce spune lumea. Pentru că gura lumii este cel mai, să zic, cel mai de temut judecător.
De aceea Walter Lippmann, din anii 30, unul dintre cei mai mari cercetători ai domeniului ai comunicării, spunea că opinia publică este Dumnezeul societății moderne. Vrem, nu vrem, credem, nu credem, ne supunem ei. Ne îmbrăcăm după cum spune lumea, gândim cum spune lumea, simțim cum spune lumea. Și dacă simțim și gândim altfel, încercăm să ne dăm după lume. De teamă să nu fim condamnați. Omul este o ființă socială, își vrea să socializeze. Și la un moment dat, fata vrea să aibă și un soț, vrea să aibă un bărbat, dar bărbatul îi spune, trebuie întâi să probăm, să vedem dacă merge. Uite, și dacă mă iubești, mi-o dovedești. Ea știe că riscă să rămână cu copil, dar nu are încotro. Înainte nu avea riscul ăsta. Acum mai există acest risc. Deci problema principală în sexualitate nu este, să zic, ceea ce se spun nașterile nedorite, ci relațiile făcute când nu este vreme. Pentru că dacă ele sunt precoce, prematur făcute, la o vârstă la care nu este momentul să se petreacă, atunci ele pot conduce pe copil sau pe om într-o stare negativă. Ați văzut că Ministerul Organizației Mondiale a Sănătății cere drepturi sexuale și comportament sexual încă indiferent de grupa de vârstă, încă din primii ani de viață. Însă, cercetările făcute în domeniul sociologiei și psihologiei demonstrează în mod clar următorul lucru. Efectele debutului precoce, debutului sexual, debutului vieții sexuale precoce, sunt următoarele. Depresie. Crește de cel puțin 3 ori depresia. Sinucidere. Crește de cel puțin 5 ori sinuciderea. Boli cu transmisiune sexuală, inflamație zona pelviană, fertilitate. Consum de contraceptive. Contraceptivele nu sunt chiar așa cum spuneau ei, mituri. Că vom vorbi și despre mituri. Poate cu asta trebuie să încep. Ceea ce îmi se spune este că contraceptivele produc cel puțin 5 forme de cancer. Cresc cu până la 4-500% rata cancerului de sân, de col, sistem nervos ficat, afectează sângele, circulația, îngroașă sângele, creează probleme cardiace și așa mai departe. Sarcini nedorite și avort. Avortul iarăși, cancer de sân și alte multe, multe adunate. Probleme, depresie, probleme de comunicare. Rezultate academice slabe, abandon școlar, promiscuitate, adică relații sexuale cu mai mulți parteneri. Influențarea în mod negativ a dezvoltării psihosociale, probleme de comportament neconvențional. Probleme și dificultăți în temerea mai târziu a unei familii. Înstrăinarea de convingere religioasă și o scădere a participării la viața religioasă. Consum de substanțe, delicvență și o atitudine ultima permisie față de sex și față de orice semnă perversiune sexuală. Acestea sunt însă constatate în studii. Există o cercetare, 36 de studii care susțin acest lucru în Statele Unite făcute. Însă toate lucrurile acestea nu sunt luate în discuție, din păcate, în acel material cadru care a fost dezvoltat de Organizația Mondială a Sănătății. Ei au luptat și luptă în continuare împotriva miturilor, așa este, mituri sexuale. Unul dintre ele, ați văzut, este acela că sexualitatea este acela că stați așa. Ne-am vorbit despre ele. Problema este că ei în același timp lansează sau creează cu adevărat niște mituri. Pentru că dacă celelalte se bazau pe niște fapte, în sensul că se constată de când e lumea că masturbarea produce probleme psihologice, că dă cu dependența, că este un comportament care este compulsiv, că relațiile sexuale timpurii afectează sănătatea omului, după cum a văzut, deci sunt 20 sau 30 de puncte acolo, și atâtea altele, ei încep să formeze, să fundamenteze noi mituri. Și nu de acum se fundamentează, asta încă din perioada lui Freud. El înunță prima oară principiul acesta că sexualitatea este esențială pentru a fi om, sau că omul se realizează în primul rând prin sexualitate. De la Freud încoace există concepția că lipsa libidoului naște boli nevrotice. Însă cercetările noi dovedesc invers, că libidoul acesta în afara vieții de familie creează probleme nevrotice și probleme de depresie. De asemenea, că satisfacerea sexuală depinde de potrivire și performanță în actul sexual. Cercetările noi demonstrează faptul că
Cele mai satisfăcute femei din putere sexual sunt femeile religioase și căsătorite, urmate de cele căsătorite și la urmă de cele care trăiesc în concubinaj. Deci satisfacerea sexuală, potrivit cercetărilor, are o componentă eminamente o componentă psihologică și nu una organică. Pentru că proporțional cu întărirea relației dintre soț și soție, scade frecvența relațiilor sexuale, dar crește profunzimea relației personale. Și al patrulea, că sexul anal, oral, masturbarea sunt lipsite de consecință pentru sănătate. Am arătat că sunt extrem de periculoase pentru sănătate din foarte multe puncte de vedere. Președintele Ascolului v-a spus că vor urma întrebările. Eu mă slăbuiesc să contract cât mai mult discursul pentru a lăsa loc dialogului. De aceea, încercați să vă ordonați de acum întrebările și să le scrieți pe bilețele ca să poată fi trimise, ca să nu pierdem timpul pe urmă. Problema pe care o ridică educația sexuală este schimbarea completă a Weltanschauung-ului, a perspectivei, a modului în care omul vede viața, viața lui și lumea în general. Educația sexuală pune în centrul acestei viziuni trupul. Și dacă o să vedeți acolo, scrie foarte adesea, trupul tău este important, trupul tău este al tău și faci ce vrei cu el, trebuie să te bazezi pe instinctele pe care le ai, trebuie să câștigi cât mai multă plăcere din trup și așa mai departe. De cazul este că cel mai important lucru nu e trupul, de cazul din fericire, ci persoana. Ce face educația pentru sexuală, educația pentru sex? Ea mută accentul de la zona persoanei către zona realizării sexuale. Și din păcate lucrul acesta se realizează prin aproape întreaga mass media. De aceea tinerii săraci, crescând în acest climat care este extrem de persuasiv, adică te convinge că așa stau lucrurile. Toată lumea vorbește despre asta, toată lumea gândește așa, peste tot vezi, deschizi televizorul, unde ai mai auzit, dragă, poveștile astea pe care le zice asta în seara asta? Unde ai mai auzit? Toată lumea vorbește cu totul altceva. Însă, ceea ce este important pentru om și criza mare, imensă a tineretului astăzi, care se plictisește grozav, care nu are poftă de viață, care nu mai are curiozitate, care nu mai dezvoltă scenarii imaginative viabile pentru propria lui viață, este tocmai această alunecare într-o direcție falsă. În sensul că el începe să se concentreze mai mult pe problema aceasta falsă a sexualității și realizării sexuale într-un moment în viață în care acest lucru n-ar trebui să se petreacă. De fapt, toate problemele privind sexualitatea pe care ei le sancționează prin educația sexuală se datorează următoarelor realități. În primul rând, familiei. Problemele tinerilor astăzi, majoritatea problemelor tinerilor se datorează vieții de familie. Deci dacă am vrea să facem educație sexuală sau dacă am vrea să-i ajutăm pe copii să nu mai ajungă la, cum spun ei, multe boli sexuale, n-ar trebui să le educăm dorința sexuală, pentru că inevitabil vor ajunge la multiplicarea bolilor sexuale, la ora asta, nu știu, înțeleg ce dezvoltate, să am spus, la 50-60% din tineri să aibă, să sufere de tot felul de boli sexuale. N-ar mai ajunge la sarcine dorite, n-ar mai ajunge la depresie și alte probleme. Pentru că majoritatea problemelor vin din familie. Pe baza studiilor, să vă redau, tot ceea ce vă spun la ora aceasta sunt în temeiul studiilor făcute în Statele Unite în general, nu în America, nu în România. În România nu se mai face cercetare, din păcate, mai ales pe domeniul acesta, că nu există nici bani, nici dorință, s-au desfințat până și toate centrele care, sau majoritatea care ar putea să facă și acest lucru. Se constată că tinerii care au parte de o relație afectivă puternică în familie și afectivitate nu au o începere a vieții sexuale mult mai târzie. De ce? Pentru că relația afectivă e cea care hrănește sufletul, hrănește psihicul, asigură un sentiment de protecție. Relația de afectivitate crește stima de sine și o să vorbim mai târziu de stima de sine. Deci, totul pleacă de la relația afectivă dintre copii și părinți, între părinți și copii, între părinți, între ei. Copiii lipsiți de tată, în general, mai ales fetele, tind mult mai repede să se arunce într-o relație sexuală, într-o aventură sexuală, nefăcând altceva decât să dea glas unei
nevoi interne de a avea tată, de a avea pe cineva, un bărbat care să o protejeze. Să nu-și dă seama că societatea se va folosi de această nevoie, de această frustrare, de această durere a ei și o va exploata cât de mult. Astfel încât se va întoarce din potrivă, îi va afecta siguranța, stima de sine și tot ceea ce dorea. Va funcționa în prima fază ca un drog, în sensul că dă senzația că este și până mă dispare. Fata Morgana. De aceea, dacă vreți, pentru viața de familie este extrem de importantă relația dintre părinți și copii afectivă, mai ales între tată și fată. Și de ce spun fată? Pentru că cele mai lovite, ați văzut și în studiul acesta, în educație sexuală, au fost fetele. Ele suferă cel mai mult ca urmare a comportamentelor ăstora, în sensul că ele erau cele care protejau viitorul familiei și care reușeau să reconstruiască sau să construiască o relație sănătoasă de familie sau o relație sănătoasă afectivă. În momentul în care pe fata ai lovit-o atât de puternic prin toate comportamentele anterior enumerate, ea nu mai are suportul lăuntric să facă lucrul acesta. Plus că am vorbit și în data trecută când am fost aici în Suceava, despre lucrul acesta, că fiecare bărbat care întreține o relație sexuală, fata își scade cu 10% șansele de a face o viață de familie fericită și de lungă durată. Astfel că la 5 bărbați cu care întrețin relații sexuale până la căsătorie, ea mai are doar 30% șanse de a face o viață de familie sănătoasă și de lungă durată. Acestea sunt statisticile. Desigur că peste statistici se poate trece, dar printr-un efort conștient de curățire. În fine, despre asta s-ar mai putea vorbi mai mult, însă nu e momentul acum. Pe urmă, tot în familie, ce aruncă pe tine relații sexuale? Stresul din familie. Stresul joacă un rol foarte important. Se stresează și atunci caută în altă parte să se elibereze. Modelul de conviețuire îi stabilizează valorile pe care le împărtășesc părinții. Dacă părinții stau toată ziua și văd Soliman Magnificul și se amăgesc cu tot felul de telenovele, este foarte probabil ca și copiilor să alunece în astfel de scenarii mentale și să fie pradă, să zicem, relațiile sexuale timpurii precoce. Încheie și cu familia, doar punctând câteva lucruri. Dar să ține minte, familia este locul cel mai important în care se dezvoltă sensibilitatea, inteligența emoțională, personalitatea, identitatea. Și dacă sunt probleme astăzi în societate și sunt și probleme mari, se datorează faptului că familia a fost bulversată, fie prin plecarea părinților la muncă, străinătate, fie prin lipsa lor, mai ales a mamei, din familie, pe marea perioadă a zilei, fie datorită conflictelor datorate faptului că cauzate de lipsa femeii din familie, incapacitatea de a mai se dezvolta acel nucleu emoțional care susține familia și așa mai departe. Și în ultimul rând, divorțurile. Divorțurile care afectează, iată, astăzi, în urmă cu 10 ani, eram cel mai bine în Europa, aveam cel mai mic rat, dar a crescut și se fac efortul să crească. Și, bineînțeles, mass media. Mass media care pătrunde viața de familie, televizorul, mai nou internetul, pornografia, și care, efectiv, rupe relația dintre unii și ceilalți. Conduc la disoluția acestei relații. Da, și familie, o dragă discuție. Al doilea lucru, da, la mass media. Mass media este cea care promovează modelele privind sexualitatea. Și modele, să zic, modelele ca personaje. Ea învață pe copii sau pe tineri cum trebuie să fie eficient în viață. Și ca să fie eficient în viață, mai ales fata, trebuie să fie dezirabilă sexual. Și lecția aceasta o învață din primii ani doar văzând filme. Nu trebuie să-i spune nimeni, așa stau lucrurile. Ci doar să-i pună narațiuni. Și narațiunile își fac treaba lor. Astfel pe fetele, și am subliniat, și nu vreau să repet, ajung la acea obiectificare sexuală, în sensul că încep să se perceapă ca obiecte de satisfacere a plăcerii bărbaților. Și bărbații le vor percepe tot în aceeași măsură. Nu știu dacă v-am spus despre acest studiu, s-a demonstrat că în societățile foarte permisive sexual, către care tindem noi astăzi, nu există dragoste. Deci nu există conceptul de dragoste. Sunt astfel de societăți în lume, existau cel puțin din anii 50 încoace, înspre Samoa și așa mai departe,
unde există o permisivitate foarte mare din punct de vedere sexual. În acele locuri nu se concepe dragoste. Concluzia cercetătorilor a fost că atunci când permisivitatea sexuală crește, ce s-a permisivitatea sexuală acolo, fetele întrețin relații sexuale cu mai mulți bărbați fără să fie problemă socială. Ceea ce se cam întâmplă astăzi. Nu se mai dezvoltă sentimentul de dragoste. Sentimentul de dragoste se dezvoltă atunci când se potențează persoana. Adică când un băiat se apropie de o fată și o fată de un băiat, având în față sau manifestându-se ca persoană, nu ca ființă sexuală. Pentru că dacă fata se dezgolește și se manifestă ca ființă sexuală, atunci, printr-un efect care se numește de miopie, energia sau atenția băiatului va fi atrasă către satisfacerea sexuală și nu către relaționarea personală. Și astfel că fata va fi lipsită de posibilitatea de a se mai îndrăgosti băiatul de ea. Deci fetele care au mers și merg în continuare pe meciul ăsta, mă dezbrac cât mai mult și am cât mai mare succes, vor ajunge la momentul la care vor constata că nu mai au niciun fel de succes, că ele nu au fost niciodată iubite și nu o să mai poată fi niciodată iubite. Și oricât de mult s-ar distraie acum, o să plângă mai târziu. Lucrurile, eu fac acest pariu cu dumneavoastră, cu oricare dintre dumneavoastră și discutăm peste 10-15 ani, depinde de vârstă. La cei de 17 ani discutăm peste 10, până în 30 de ani se lămuresc lucrurile. Este atât de rămas tinerii astăzi de la 20 ceva de ani, 24 de ani, 25, că mă întreb sau te întreb, ei se întreabă dacă vor mai putea reveni până la sfârșitul vieții. Am cunoscut foarte mulți tineri pe unde am umblat în această situație. Deci, din punctul de vedere al modelelor, modelele sexualizate, sexualizează fata și o lipseze posibilitatea de a se mai bucura de relația de dragoste. Dar vine pornografia. De fapt, înainte de pornografie, se spun două lucruri despre rețelele de socializare, care nu fac decât să dezinhibe. Rețelele de socializare dezinhibă reacția, scade pudoarea, scade rușinea și tinerii sunt mult mai deschiși și își dezvăluie intimitatea. Dezvăluindu-și intimitatea prin fotografii în public, devin vulnerabili, se vulnerabilizează. Vulnerabilizându-se, mai ales fetele, sunt mult mai ușor de accesat din punctul acesta de vedere sexual, pentru că odată cu creșterea, cu vulnerabilizarea aceasta, cu descoperirea intimității, scade stima de sine. Omul trebuie să fie ca o cetate. Adică valorile, modul în care, pe care el și le asumă, să fie ca niște ziduri în fața celorlalți. Și descoperirea lui, a intimității lui, adică a sufletului său, trebuie să se facă într-o relație personală între cei care are încredere pentru a se proteja în relația lui cu ceilalți. În momentul în care această cetate dă zidurile jos, adică nu mai are nicio valoare care să o protejeze, să o apere, în momentul respectiv ea este ușor de cucerit. Sau nu neapărat cucerit, că nici nu mai o cucerești, ci pur și simplu pui stăpânire ușor pe ea. Deci cam lucrul acesta se petrece pe rețele de socializare care atrag încet încet tinerii, pentru că toată lumea o face, să se exhibiționeze, să se dezgolească, să-și dezgolească intimitatea în fața tuturor. Mai cu seamă că se produce un fenomen de dezinhibiție. Auzim lunile trecute că o fată s-a cu minte studioasă și a făcut niște poze că a rugat-o cineva și le-a pus pe net, i-a dat ăluia și ăla le-a pus pe net, au fost dați în judecată, au intrat în pușcărie sau oricum sunt condamnați un băiat și două fete. E cum s-a ajuns aici? Mediul acesta dezinhibă și incită la manifestarea acestor comportamente. Aceasta este legea lui. Astfel că 80% din fetele care întrețin relații, discuții pe teme de intimitate și emoționale cu un băiat pe internet, ajung mai devreme sau mai târziu într-o relație intimă în pat cu acela. Asta spun studiile în America. Poate că românii sunt altfel, dar este doar o supoziție. Vine pornografia, care dărâmă toate zidurile conștiinței umane. Nu cred că există ceva care să schimbe într-un timp mai scurt. În numai 6 săptămâni schimbe modul de a vedea lumea. Numai câteva săptămâni de dependență, mai ales la bărbat, nu la femeie. Femeia este mult mai rezistentă la acest atac. La bărbat, fiind creierul sensibil, și am povestit de ce, parțial în câțiva ani, este extrem de ușor să alunece în aproape orice comportament, pentru că pornografia fixează și condiționează comportamente perverse și depersonalizează relația dintre bărbat și femeie
normală, relația sexuală normală, o depersonalizează, în sensul că o transformă într-o relație cu o fantasmă sau cu niște obiecte. Nu mai este o relație cu omul. Toată cultura aceasta care vine, pleacă de la educație sexuală, un singur lucru face. Distruge persoana umană. Deci omul nu se mai manifestă ca persoană, nu mai trăiește ca persoană și de aceea nu mai poate să ajungă fericit. Trăim într-o societate de oameni depresivi. Se ajunge până la 40-50% din populația țărilor occidentale într-o depresie profundă. Marea parte a vedetelor au depresie bipolare. Vom ajunge să trăim, credeți-mă, în câțiva ani veți constata, poate mai bine decât acum, într-o lume de nebuni. Pentru ce? Din faptul că omul nu se realizează în afara comunicării umane cu alt om. Și am avut șansa acum vreo două luni de zile să merg la o conferință la Pitești. Au insistat mult să le vorbesc copiilor de clasa 5-a, dintr-o școală particulară. Și am zis, hai să merg să vorbesc, dacă tot a stat atâta, m-au tras de mine și eram obosit. Mă zic, și acolo zic, ce să le spui la copii de clasa 5-a? Că e rău televizorul, că e răstea pe internet. Mai bine le pun întrebări. Că în funcție de întrebările care le pui, ei îți vor răspunde și mai văd și eu ceva de la ei, numai de la mine. Și am întrebat, dar de ce stau copiii pe Facebook? Clasa 5-a. Și o fată mi-a spus un singur lucru. De fapt, un singur răspuns am avut. Pentru că vor să li se acorde atenție. Fraților, acesta este cel mai important lucru în viața omului. Vrea să-i se acorde atenție. Pentru acest lucru, omul este în stare să facă orice în lumea asta. Numai pentru simplu lucru de a-i se acorde atenție. Va fi cineva care să-i acorde atenție. Nu mulții, un om, doi, trei, care chiar să le pese că există și să aibă un sens el însuși în atenția care se acordă. Adică să aibă un sens de a trăi prin relație. Asta este cel mai important lucru și iată că fata aceasta mi-a dat cea mai bună definiție pentru realizarea umană pe care Organizația Mondială a Sănătății nu este capabilă să o sintetizeze într-un material de 68 de pagini. Pentru că pleacă de la alte concepții. Că omul este un animal sexual și că el trebuie să existe sexual ca să existe. Te realizezi ca om dacă întreții relații sexuale. Pe când nu este așa. Omul se realizează ca om dacă întreține relații personale, dacă îl iubește cineva și constată psihiatrii astăzi. Trei cauze principale ale bolilor psihice. Că nu iubești, că nu ești iubit și că nu ai sens, că nu te simți util pentru ceilalți. Că nu ai niciun sens în lumea asta, nu ești util. Vezi, nu ești ce vede să fii util. Credeți-mă, există întreagă psihoterapie pe tema aceasta a sensului. Frankl asta a arătat că fără sens omul nebunește. Toată psihoterapia lui se bazează pe existența sensului și îl arată, demonstrează că sensul se află în om, în relația cu omul și relația cu Dumnezeu, ca și absolut, relația absolută, cu relația cu absolut. Deci sensul este cel care îi dă omului viață, nu relația sexuală. Pe urmă, normele socioculturale sunt cele care împing pe tineri astăzi în relațiile acestea. Ele sunt generate de mass media și, bineînțeles, de educație. În momentul în care vor introduce educația în școală, veți vedea o prăbușire fantastică. Nu cum o vedeți până acum. A tuturor comportamentul, o invazie teribilă și o depresie care va pune stăpânire pe tineretul nostru într-un chip fără precedent în istoria umanității. Anturajele sunt cele care vin peste noi și ne invadează și ne impun comportamentele lor. Opinia publică. Setul de valori pe care acestea îl împărtășesc. Pe urmă sunt factorii psihologici. Dacă un copil a crescut cu o stimă de sine redusă, pentru că părinții nu au avut timp de el, pentru că a fost uitat, pentru că părinții l-au bârscat, pentru că lumea l-a umilit, pentru că la școală n-a avut poate note bune, dar a fost desconsiderat de ceilalți, acel om va tinde să experimenteze orice ce lui îi presupune creșterea stimei de sine. Și credeți-mă, chiar și treaba asta cu relațiile sexuale. Vă dați seama, într-o comunitate de se va spune că nu ești bun de nimic, el săracul va ajunge să facă orice ca să demonstreze că este bun de ceva. Pentru mulți dintre tinerii aceștia care au o stimă de sine redusă și care nu au fost priviți și cultivați ca persoane, o relație sexuală sau atenția acordată de altul este un fel de surogat, un fel de drog cu care se mint astăzi, se mint mâine, până când își dau seama că și-au distrus complet sănătatea psihologică și viața. Și rămâne ultimul factorul religie. Se constată că
momentul în care începe viața sexuală sau comportamentul acesta îndepărtează pe om de Dumnezeu și de practica religioasă. Dimpotrivă. Și cu asta voi începe acum, pentru că mă închei ultimul punct al prezentării mele. Religia este cea care, pe lângă familie, familia are cel mai puternic efect, următorul este religia, dă cele mai bune rezultate în a dezvolta stima de sine, sănătatea mentală, a întârzia relațiile sexuale, a asigura o viață de familie de succes și așa mai departe. Peste ea, doar familia, am constatat în cercetări, reușește. Dar ce te faci când nu mai este familia armonioasă? Ce te faci când nu mai există tată? Și mă întreabă mulți întâi, ce faci? Că eu n-am tată, n-am avut tată, nu a plecat la... Eu aveam 2 ani jumate. Și nici nu l-am cunoscut bine. Atunci ar trebui, după cercetările făcute, ca tatăl mamei să ia locul tatălui, sau fratele mamei să ia locul tatălui. Și dacă nu e nici tată, nici frate, atunci are copilul să aibă un duhovnic. Adică un om care să sfătuiască, care să-și încredințeze gândurile, să fie și un model masculin de bărbăție în viața lui. Fie că e fată, fie că e băiat. Deci nu contează. Pe băiat îl va ajuta să fie mai băiat, iar pe fată va ajuta să fie fată, în sensul că îi va dezvolta stima de sine și modul de a se raporta la un om în care are încredere. Pentru că pentru o fată este foarte important să aibă încredere în cineva, la fel ca și mamă, credere într-un bărbat, și își construiește niște modele de raportare, de poziționare raport cu bărbatul. Credința reduce stresul. Căci apare problema stresului. Cu cât crește stresul, cu atât tinerii sunt înclinați mai mult să fugă pentru a se proteja. Credința dă un suport cognitiv, în sensul că te întărește în satisfacerea acestea pe care le are cunoașterea și bucuria de a cunoaște, și un suport afectiv, în sensul că îți dă posibilitatea de a iubi mult mai ușor, de a te desfletește mult mai ușor către celălalt. Pe urmă, copilului trebuie să se dezvolte stima de sine în familie, prin acordarea atenției, prin relații interpersonale, prin încurajare, prin a-i fi aproape. Și mai departe, sunt o mulțime de strategii, nu le discutăm acum, prin care poate fi întreținut, în sensul că el este important. Și trebuie să înțelegem că fiecare dintre noi este foarte important. Cel care consideră că nu este important, este în riscul, într-un mare risc, acela de a se pierde. Pentru că el se va simți foarte expus și nu are forță să se apere. Pe urmă, sunt sportul, activitățile care ne îndreaptă către cu totul altceva. Deci dacă stăm blocați, nu avem activității, stăm în limitele acestea ale valorilor pe care generează societatea, avem o stimă de sine redusă și mai departe, cresc foarte mult factorii de risc ca noi să fim prade ușoare pentru prădători sexuali, să zic așa. Dar sunt și alte victime. Că victimele fac victime la rândul lor și astfel se prelungește și se întreține starea asta de boală în societate. Că nu-i ajungi neapărat agresori. Sunt agresori. Dar el, ca înainte de a deveni agresori, au fost victime. Pe urmă, trebuie să protejăm anturajul copiilor noștri. Cât se poate să existe comunitățile. Și acesta cred că este lucrul cel mai important. Dezvoltarea unei culturi comunitare despre care vorbesc de fiecare dată și am senzația unor că vorbesc singur. Pentru că la noi asta e o boală națională. Vorbeam înainte să vin încoace, dezbinarea. Noi nu suntem uniți să facem, să construim ceva. N-ați văzut la Eurovision? Eu n-am stat să văd, să nu vă imaginați. Dar ce a spus deja celebrul Conchita, a vârst cărnăcior, ce a spus? Suntem uniți și nu vom putea fi opriți. Dar păi noi de ce nu suntem uniți, domnilor? Doamnelor, domnișoarele, de ce nu suntem uniți? De ce trebuie să fie doar ei uniți? De ce noi ca popor trebuie să ne putem apăra propriile valori? Deci trebuie să vină ei să ne dicteze cum să ne educăm sexual copiii și să ne tâmpim, cu alte cuvinte. Iertați-mă că asta este. Și dacă nu mai s-ar tâmpi, n-ar fi mare lucru. Dar le distrugem complet și sănătatea mentală, și sănătatea fizică, și familia, și viitorul, și viața. Cine să vină să ne apere lucrurile acestea și drepturile acestea? Să așteptăm să le trimită de la Comunitatea Europeană o comisie care să ne le apere? Și dacă nu o să ne apărăm noi, dacă nu o să avem încredere în propriile valori, nu o să dezvoltăm propriile relații personale, dacă nu o să ne întrajutorăm unii pe alții, și chiar spuneam înainte de a veni aici, un prieten bun a făcut o organizație, o asociație, se numește Românii Care Se Ajută. A venit el din străinătate, după ce a avut niște experiențe foarte dure, și a zis și a dat seama că trebuie să ne ajutăm între noi, să-i ajutăm pe copii, să-i ajutăm pe oameni. Se ocupă de copii aceștia
din centrele de plasament, îi ia, îi duce la țară, îi duce în familii, îi face sport cu ei și îi transformă în oameni. Îi umanizează. Și când s-a dus să declare asociației, a spus femeia, Andreea, cum se numește? Asociația Românii Care Se Ajută. Ce se, cum a zis? Românii Care ce se ajută? Se ajută. Cum se ajută? Deci ea nu căpea în posibilitatea ei de a gândi că românii se pot ajuta și că poți să faci o asociație a românilor, care, o asociație care nu vrea să apere cine știe ce sau așa, ci vrea să ajute pur și simplu românii. Deci, dacă este un gând care încheie în seara aceasta cuvântul, în loc întrebărilor și dialogului, este acesta. Să ne ajutăm unii pe ceilalți. Pentru că ajutându-ne unii pe ceilalți, vom reuși să ne salvăm pe noi înșine. Dacă venim să ne ajutăm doar pe noi, nu o să reușim, mai ales astăzi. Deci trebuie să dezvoltăm, să plecăm de la dezvoltarea unor microcomunități. În primul, la nivelul familiilor, să constatăm și să înțelegem că familia e cel mai important lucru în viața noastră. Trebuie făcut absolut orice pentru salvarea familiei. Nu avem nicio scuză, absolut nimeni nu are nicio scuză pentru un divorț, credeți-mă. Deci pentru că într-un divorț există doi vinovați. Nu există unul singur. Unul are o contribuție mai mică și altul mai mare. Dacă noi facem tot ce depinde de noi, avem șanse să salvăm relația, dar gândindu-vă că s-a ajuns la conflicte și la divorț pentru că n-am investit în direcția în care trebuia să investim. Adică am investit în tot felul de fantasme și lucruri ce țin de lume și mai puțin relația cu cel de lângă noi. Vă mulțumesc! Puneți cu curaj întrebări, că în general eu nu cenzurez. Dacă nu pot răspunde, vă spun sincer. Ce soluții propuneți pentru în scopul apărării față de această cavalcadă mondială desfrânată? V-am zis să fim uniți și să pucim puțin mai mult către Dumnezeu. Pentru că să nu așteptăm de la structuri. Nu cred că structurile ne pot salva. Îmi spunea cineva de curând, care are o anumită poziție. Dom'le, nu că sunt ei atât de răi, ci noi suntem nepăsători. Noi nu facem nimic. Deci nu ne implicăm comunitar. Câți din sala aceasta s-au implicat comunitar pentru a apăra și anumite valori? Apărarea anumite valori. Comunitar în sensul, am făcut ceva împreună și ne-am luptat. În momentul în care o faci, atunci poți să spui că n-am avut sau am avut. De eu vă spun, în tot ce am experimentat până acum, a existat mai mult succes decât insucces. Peste 70% succes. Problema este să ne zbatem, să ne luptăm. Și vă spun cu toată sinceritatea, fără Dumnezeu nu cred că mai putem să facem nimic. Că nu avem suportul. Cu Dumnezeu înseamnă într-adevăr să avem relații foarte sinceră și directe cu Dumnezeu. Care este scopul celor ce se fac, ce fac această doctrinare sexuală? Unde vor să ducă lumea? Din câte înțeleg, un astfel de om este foarte, un foarte bun executant și nu o să se opună niciodată. Huxley o spune, citiți Minunata Lume Nouă sau Sfârșit Știința și Războiul Sfârșitului Lumii, pe care am spus-o. Oamenii, sistemele acestea de putere tind să controleze și ca să controlezi conștiința omului, cea mai bună metodă este să-i parazitezi mintea cu fantasme sexuale, să-i dezvolți acest comportament. Pentru că un om, dacă și-a stricat, sau și-a stricat, să zic, viața în această direcție, i-a afectat toate domeniile vieții. Deci dacă tu aici, în zona asta, ți-ai distrus, să zic, sensibilitatea, ți-ai distrus conștiința, ți-ai afectat conștiința, ți-e foarte greu să mai faci ceva bun în alte direcții. Foarte, foarte greu. Și profesional, femeile sunt dărâmate, toți se zbat, toți se amăgesc, psihologic nu mai vorbesc. Din toate punctele de vedere, un om este ușor de manipulat în momentul în care cade, decade, se degradează moral în direcția aceasta sexualității mai mult decât în oricare altă direcție. Nu va mai avea familie și oamenii fără familie sunt ușor de manipulat. Nu va mai avea credință. Oamenii fără credință sunt foarte ușor de manipulat. Deci, eu cred că toată sexualitatea, acum am văzut niște manuale făcute pentru Germania și s-ar putea ca din Germania, din toamnă, să intre în vigoare,
în care învață pe copii de la clasa a 5-a să fie homosexuali, adică învață sau le dezvoltă sensibilitatea în sensul de a opta pentru homosexualitate. Jocuri de rol. Îi pun să intre în rolul unui homosexual, să gândească cum ar soluționa el ca homosexual problema respectivă la clasa 5-a-6. Le spun că în loc, le am în germană, pot să vi le trimit cine se doiește. Sunt vreo câteva manuale de 70, 80, 100 de pagini. Spun că cuvântul gay a fost stigmatizat și propun locuirea gay, cuvântul gay, cuvântul cool. Și pun pe copii de clasa 5-a să facă propoziții cu cuvântul gay în loc de cool. Invers, gay în loc de cool. Adică, aceasta este o mașină gay. Îi spun pe copii să facă acest lucru. Pe urmă, le spun că ei trebuie să-și descopere sentimentele și dacă nu, cumva, ei au altă identitate. Dacă zilnic ți-e spune acest lucru, dacă tu vezi la școală că profesorul te învață așa, pe urmă îi spune, mă, ce zic mie părinții? Asta este realitatea. Cer să se introduc la toate obiectele școlare problema homosexualității. Deci, ce problemă? Ce să mai te întrebi? Că unde vor să ducă? Vor să ducă la un control și practic nu mai este nevoie de om. Eu nu știu, nu cred că nu mai e nevoie de om. Omul când face familie, naște copii. Dar ei nu mai vor să se nască copii. Pentru că e vorba aceea cu nu avem ce să le dăm de mâncare, domne. Eu am mers prin țară în ultimile săptămâni, am avut mai multe conferințe în România, mai multe locuri în țară. Și pe unde am mers cu mașina, sunt câmpurile plantate cu rapiță. Rapița nu se mănâncă. Nici mirea de rapiță nu e bună. Rapiță se face biogaz. E țară la ora asta, cred că 60% din pământ. Nu știu dacă estimez bine, dar enorm. Peste tot e rapiță. Nu e grâu, e rapiță. Nu e porumb, e rapiță. Pe rapița nu se mănâncă. Voi vorbiți de criza alimentară, dar promovați rapița. Deci nu promovați grâul. Pentru că oamenii mănâncă grâu. Deci noi nu ne dăm seama când vedem rapiță că asta înseamnă plus că rapița distruge pământul. În sensul că extrage minerale și strălucește pământul. Deci nu avem un proiect de hrănire a populației. Și un proiect de populație cât mai puțină și noi aranjăm afacerile cu biogaz sau cu energie, cum vrem. Cum putem regăsi și actualiza valorile tradiționale ale neamului nostru? În primul rând să ne regăsim pe noi înșine. Avem prea mult zgomot în viață. Suntem prea mult bombardați de gălăgie și căutăm gălăgia prea mult. Trebuie să ne dumirim, cum spunea Adam Puric și spunea cineva astăzi. Trebuie să ne dumirim ce suntem noi, cine suntem noi. Nu mai avem rădăcină, nu mai avem istorie, nu mai avem nimic, dar trebuie să faci puțină liniște în viață. Dacă stai fiecare zi la televizor și butonezi sau zapezi sau cum este, dacă stai toată ziua pe internet și vezi, nu o să poți să-ți dezvolți, că n-ai pace, n-ai liniște. Nu ai forța lăuntrică de a adera la niște valori. Deci cumva trebuie să facem o mai întâi o igienizare a minții și a sufletului, a vieții noastre, să ne dumerim, să ne vedem unde suntem, cine suntem, de unde venim, să răspundem la întrebări și așa încet, încet vom dezvolta. Trebuie dezvoltate comunitățile și eu cred că în aceste comunități, din toamnă cu ajutorul lui Dumnezeu, vom încerca să introducem o educație, o școală a părinților. Poate și în Suceava, oricum multe locuri din țară. Pentru că noi avem nevoie să reînvățăm lucrurile firești, lucrurile naturale, după care trebuie să gândim, să simțim și să trăim. Pentru că am fost atât de parazitați în ultimii 20 de ani cu modele falsificate, că pur și simplu nu mai știm ce se întâmplă cu noi. Pe la vârsta de... mai sunt câteva bilete. Văd că în general nu sunt probleme aici. La Iași mi s-au pus vreo 60 de bilete, vreo 100 de întrebări. La Craiova am avut peste 100 de întrebări. Am răspuns 3 ore mai la întrebări. Și de atunci scurtez cuvântul ca să las loc întrebărilor. De la vârsta de 14 ani am luat o mamă de bătaie de la părinți care m-au surprins citind o carte despre sexualitate scrisă de medici. Cum altfel ar fi trebuit să procedez? Dar nu știu, să procedeze părinții sau să procedezi tu să nu citești cartea? Deci eu asta nu înțeleg. Copilul este curios. Până la urmă, depinde ce medici. Că dacă sunt medici de ăștia de la Organizația Mondială care propun așa ceva, cu siguranță cartea respectivă nu e făcut ca să te facă să înțelegi ce este asexualitatea, ci ca să te facă să înțelegi că ai nevoie de sexualitate ca să existi, să fii, să trăiești, să te realizezi. Cum se măsoară satisfacția sexuală? Femei religioase și mai departe. Pur și simplu, nu cred că trebuie să fie foarte mulți indici. Nu am văzut un studiu chiar... N-am urmărit studiul respectiv chiar cum au procedat cu chestionarul respectiv. Dar și întrebarea aceasta, te simți satisfăcută sexual sau nu, în ce grad? A, B, 3, 1, 2, 3, 5. Și au constatat că femeile religioase, studiu mare făcut cu populația Americii, deci nu e un studiu foarte mare, care au cele mai rare relații între trupești, sunt cele mai satisfăcute. Încă o dată, pentru că satisfacția ține de raportarea personală.
Ea, actul sine care urmărește procreerea nu este decât o confirmare a unei relații pe care ai tu sufletești. Dacă nu e relația sufletească, actul în sine este ca un fel de drog care îți lasă un gust amar, sentimentul de insatisfacție. Orice drog, cei care au consumat droguri, eu n-am consumat, dar dau slavă lui Dumnezeu că în vremea când eu eram tânăr, adolescent, nu existau. Poate că aș fi consumat. Dar n-am consumat, însă am discutat mult cu cei care au consumat. După ce îl consumi, apare starea de sevraj, de gol, de lipsă. E, drogul te-a făcut fericit. Deci dacă sexualitatea îți produce această stare de euforie pe moment și pe urmă vine lipsă, asta e o problemă și tu vei spune, nu m-a satisfăcut. Deci, de ce? Pentru că satisfacerea vine și organic vorbi. Și am prezentat în pornografia maladia secolului 21. De ce? Pentru că atunci când există afecțiune și dragoste, se naște, crește foarte mult nivelul de oxitocină și îți dă o stare de bine, care te protejează și împotriva cancerului, te protejează împotriva depresiei. Și atunci, normal că aia îți dă ție satisfacere și sentiment de satisfacție. Dar dacă tu nu ai toate lucrurile acestea, te vei simți frustrat și vei avea un sentiment de nesatisfacere și atunci te vei gândi. Hai să mai încerc o dată. Hai încă o dată, hai cu altul, hai cu altul. Dar nu, asta e drumul. Că asta e problema, că ai plecat pe o țintă greșită. Și în general asta se face, se pune pe o țintă greșită cu siguranța că odată plecat pe un drum greșit, greu își mai revine omul. Și va tot merge, va persista în el. Că publicitatea aia face. Îți propune fericirea asociată cu un obiect. Ai cumpărat obiectul, dar te simți fericit. Ați văzut pe cineva dezamăgit de publicitate? Dom'le, de acum nu mai cumpăr nimic din ceea ce este mediatizat prin publicitate. Pentru că m-a dezamăgit odată, doar de trei ori. Nu. Pentru că publicitatea se bazează pe sentimentul de frustrare. Deci tu ești frustrat și a vine și spune, stai așa, acest lucru te va face fericit. Acest lucru te va face fericit. Omul are o capacitate infinită de a accepta minciuna. Pentru că la un moment dat nu mai poate să iasă din ecuația ei, din cercul vicios pe care le impune. Deci de mecanisme psihologice care se nasc. Pe de altă parte, nu e vorba de ceea ce gândești tu rațional. E vorba de ceea ce se condiționează. În momentul în care spune permanent, se condiționează o asociație între o năzuință sufletească, de ordin, sufletesc, trupesc, de ce vrem, și un obiect sau un comportament, omul va opta. N-a zis acum, toată țara e plină de mândria de a fi român. Dintr-o dată, politicienii noștri sunt foarte mândri că sunt români. Dar până acum am auzit pe unul să fie mândru că sunt român. Românii sunt înjurați în toată străinătatea și făcuți țigani. Și eu n-am auzit un conducător până acum șocat care să ia apărarea poporului român, spune că nu e popor de țigani, are o demnitate, are o cultură, avem și oameni de valoare, cei care au făcut, să zic, primele avioane, cei care au făcut primele, dar eventic că suntem primi în continuare de ani de zile, locul întâi în lume, nu suntem un popor de țigani și de idioți sau cum vreți să ne spuneți. Dar noi nu auzim asta decât când vin alegerile, ne trezim că suntem mândri, că suntem români. Iar unul ca Iulian Capsani, care candidează, să spunem, din punctul de vedere, din direcția bisericii sau, să zic, a oamenilor din biserică sau celor care susțin valoarea pe care nouă copii și vrea să lupte pentru poporul ăsta, au ajuns și oamenii să-l critice. Da, dom'le, ce faceți politică în biserică? Și la un moment dat Descartes se plimba prin curtea palatului Versailles, mi se pare, și se întâlnește cu prințul și îl vede mâncând o trufanda. Și nu merge comparația până la capăt. Și întreabă, de acum și dumneata, domnul de carne, filozoful, mănânci trufandale? La care el răspunde, dar ce trufandale-s doar pentru proști? Așa și noi. Ce politica e doar pentru proști? Iertați-mă. Dar asta e o mare problemă, că politica trebuie făcută și de oameni deștepți, și de oameni competenți, și de oameni care au caracter. Și să se vadă lucrul acesta. Nu doar în alegeri, iertați-mă că o spun. Nu fac politică, nu mă interesează, nu sunt niciun partid politic. Politica noastră este acest popor, acest soarte acestui popor. Copiii ăștia sunt. Peste 80.000 de copii care trăiesc, au fost crescuți fără părinți în România. Asta e cea mai mare tragedie a poporului român. Mai mare decât că ne-au luat petrolul, că ne-au luat gazele, că ne vor să privatizeze acum apele subterane și mai departe. Că vin cu gazele de șist sau că iau tot muntele de la Roșia Montană. Și faptul că acești copii au fost crescuți fără un părinte și marea parte dintre ei au probleme psihologice. Unele dintre ele vor marca pe până la sfârșitul vieții. Aici este totul. S-a distrus un popor și popor s-a distrus și prin grija, să spunem, a conducătorilor lui. Pentru că conducătorii l-au adus la situația asta. Tot li s-a promis că va fi mai bine, că va fi mai bine. Acum nici nu mai știu ce să promită, să ridică România. Din ce să o ridice? Dar cine a dărâmat România asta?
Noi am dărâmat-o. N-am dărâmat-o noi, că noi nu facem politică. Noi ne rugăm. Bine ar fi să ne rugăm. În perioada biblică, căsătoriile se făceau la 14 ani. Azi la 27. Nu este împotriva firii să luptăm cu hormonii până când ne căsătorim? Și care e problema? Că aici e o problemă. Și asta ați observat bine. Cercetările arată așa, că cu fiecare an, sub 20 de ani, fiecare an mai devreme cât se încheie o căsătorie sub 20 de ani, crește cu 10% divorțul în America. Deci, sub 20, la 19, crește cu 10%, la 18, cu 20%. M-am întrebat de ce? Pentru că înainte se căsătura foarte, foarte de timpuriu. Se căsătura de timpuriu și este bine să te căsătorești de timpuriu, pentru că cresc împreună și nu mai apucă să facă altele separat. Dar tinerii astăzi nu au discernământ. Și atunci când ei se proiectează, se aruncă într-o relație, se aruncă după o viz de telenovelă și nu iese bine. Că nu-l cunosc pe celălalt, nu știu pe cine au luat, de părinți oricum ascultă. Și în genere este împotriva, deci dacă o fac, este chiar accidental, așa că inevitabil va fi un eșec. Nu trebuie la 27, trebuie după 20. Ai de ajuns în un an în final de facultate, caută-ți, fă-ți un prieten, căsătorește. Dacă tu te faci prieteni pe la 12, 13, 14, 15 ani, cum o să mai ajungi la 21? Că atunci hormonii, într-adevăr, te vor înnebuni. Și hormonii aceștia nu te nebunesc ei singuri așa, de nebuni, decât dacă ai mâncat mulți pui cu hormonii. Și nu e o glumă. Pui cu hormonii, îți mulțesc hormonii. Ca și porcul cu hormonii. Dar porcii și puii care se vând astăzi în comerțul românesc sunt plini de hormoni. Pleznesc de hormoni. Și normal că afectează sistemul hormonal. Și atunci ne luptăm. Dar dacă mai ai și o prietenă și un prieten și mai ai deși să râzi, te îmbrățișezi și mai nu știu ce, normal că crește anxietatea, că ești normal. Dacă ești normal, dacă ești anormal, nu crește. Crescând anxietatea, adică dorința sexuală, comportamentul devine foarte probabil. Așa că mai bine să nu începi. Eu nu recomand începerea unui comportament sexual în relație de prietenie care se ducă aici până la o vârstă în care omul poate fi cât de se controleze. 19-20 de ani și să-și construiască o familie. N-are rost. Este, cum să spun, crești factorii de risc atât de mult că nu știi dacă o să poți să duci lupta cu hormonii, cum zice aici. Dar nu până la 27. Trebuie la 20 ceva. Dacă poți să stai, stai. Fiecare cum îi rânduiește. Că nu este ușor să găsești un partener de viață astăzi într-o lume atât de nebună, dar nu este nici imposibil. Nu vi se pare cam rapidă începerea informării copilor spre viața sexuală, mă refer la vârstă? Eu nici nu știu dacă ar trebui să facă lucrul acesta sau cum ar trebui să facă lucrul acesta. Dacă sunt întrebat, sunt copii care află anumite lucruri și atunci trebuie să le deslușești câte ceva. Sunt alții care nu află și nu e bine să deslușești. Pentru că spun cercetări psihologice, în momentul în care atrage atenția, naști curiozitatea, dezvolți comportamentul, fraților. Deci în momentul în care eu mă gândesc la problema aia, atunci devine pentru mine o realitate. Și devine pentru mine ceva ceea ce doresc. Cu cât mai devreme, cu atât este mai probabilă. E grea lupta cu anturajul copilului de la școală, de aceea cred că trebuie să dezvoltăm comunitățile cât mai sănătos. Și oricum, dacă noi l-am apropiat mai mult de Dumnezeu, harul lui Dumnezeu l-ar proteja mai mult. Adică chiar auzind, să nu fie preocupat. Eu cunosc astfel, am prieteni cu familii foarte bine așezate în biserică. Nu așa că doar se duc și am făcut-o și pe asta. Ci au o viață creștină și copiii, deși aud multe, nu sunt implicați. Au vârsta copilăriei lor, se joacă, au alte preocupări, nu interesează, mai ales băieții. N-au nicio treabă cu asta. Ei sunt cu filozofia lor, cu nu știu ce. Să vedeți ce spune în ăsta, că băieții trebuie streziți, că trebuie să fie atenți, nu știu ce. Pentru că știe exact lucrul, cum funcționează mintea. Fata e mult mai interesată privind relația, nu sexualitatea. Pe femeie nu interesează sexualitatea. Iar pe băiat nu interesează problema până târziu, când începe să devină. Dar dacă devine un comportament care lui dă o creștere a stimei de sine, doar zice, băi, fii bărbat, nu știu ce, tu ești un prunc, un țânt. Săracul și el zic, hai mă să fac și asta ca să fiu bărbat. Dar el n-ar fi motivat atât de mult. E delicat oricum. Trebuie lucra cu Dumnezeu, trebuie lucra cu înțelepciune, dar dacă lucrăm cu conștiință, oricum ajungem la un rezultat. Dacă lăsăm pe mâna acestor structuri educative și nu vom face ceva încă de pe acum, ca să le blocăm, atunci va fi foarte greu. Problema drepturilor omului a fost creată pentru a proteja sau pentru a crea mediul favorabil acceptării? A acceptării celor
Dom'le, drepturile nu sunt rele în sine. Dar cred că mai curând era, mai bine era să vorbească despre îndatoriri. Dar sunt foarte ipocrite, v-am spus. În spatele drepturilor se află obligații. Adică tot ce se spune că sunt drepturi, de fapt obligații. Suntem obligați să facem lucrurile acelea. Copiii vor fi obligați să facă să înveți sexualitate. Cum era băiețelul de Huxley, vor fi obligați să întrețin la sexuale. Păi spune cum? 80% din fetele care întrețin la sexual în afara căsătoriei în America spun că au consimțit fără să dorească. N-au dorit și au consimțit. Asta se numește viol. Vă spune cum? Foarte simplu. Presiunea mediului e atât de mare că la un moment dat consimt. Dar nu doresc. Asta e tot fenomenul. Presiunea mediului lucrează din două direcții. Una de exterior, prin impulsul de moment sau anturaj și conjunctură. Din interior, prin concepțiile care au fost sădite în mintea tinerii. De exemplu, studiile demonstrează că fetele care văd pornografie în care se justifică violul, acceptă să fie violate. Deși aia e o experiență traumatizantă, la sfârșit ele spune, până la urmă, poate că era îndreptățit și poate că eu doream. Dar ea rămâne cu o traumă profundă. Deci vedeți că toate aceste tehnologii reușesc să-ți construiască în minte niște mecanisme prin care tu lupți împotriva ta. Deci tu vrei să-ți distrugi propria ta viață. Astfel că atunci când sunt pus în situația respectivă, revin la consimțământ și nedorit, tu n-ai unde să fugi, n-ai unde să te aperi. Din afară presiune, dinăuntru presiune. Pentru că toate narațiunile care ai văzut ți-au spus așa trebuie să te comporți. E ok, e bine, e minunat, fă treaba asta. Și n-ai unde să dai și atunci zici, asta am să fac. O faci, dar nu este pentru că ai dorit. Deci, practic, ce spune că sunt drepturi, drepturi sexuale, devin obligații. Adică devin cum vor ei, cineva anume, nu știu cine, nu discutăm acum, ca noi să comportăm, ne comportăm, să trăim. Deci, practic, noi suntem condiționați. Toată publicitatea ne condiționează. Publicitatea nu lucrează cu rațiunea noastră. Ați văzut o reclamă la mașină în care se spune că această mașină consumă 3,5 sau 4%, funcționează 20 de ani, are un motor de nu știu ce. Nu. De obicei, arată mașina și o femeie drăguță lângă ea. Ce legătură are femeia drăguță cu performanța mașinii? Nici o legătură. Sunt legături magice, sunt legături asociative, psihologice, sunt niște dependențe, niște condiționări. Deci el lucrează cu condiționare. De aceea credința mea este, convingerea mea este că nu există ceva mai rău decât publicitatea în societatea modernă, în sensul că ea nu lucrează cu rațiunea omului. Nu se adresează rațiunii, ci subconștientului se adresează, eminamente subconștientului. Sunt tratate întregi despre cum se lucrează cu subconștientul. Așa că într-o societate în care mesajul mediatic, să zic, preponderent, informativ, se bazează pe publicitatea asta, este unul de condiționare, de manipulare, nu se mai pune problema libertății și a drepturilor și a democrației. Nu se mai pune problema, adică iese din discuție. Pot fi unificate culturile creștine în combaterea sănătoși sunt la ora asta într-o țară ca România 99,99,99%. Nu știu dacă avem 0,05 și homosexuali. Nu știu dacă avem. Nu avem, că sunt foarte puțin. Românul nu are această, n-a avut această ispită. Sate popoare unde s-a practicat. La români nu. Și totuși este atât de vocali. Au 20 de asociații care lucrează pentru ei, care promovează ce? Acum 5 ani, nu 5, 4 ani, am fost în Senatul Universității cu o discuție pe pornografie. Ca să cer să se filtreze mesajul pornografic de către provideri și să fie dat la cerere. Vreți democrație? Hai, fac treabă, să fie dat la cerere. Și, în fine, a ieșit scandal, am dat cartea cu pornografia la toți deputații din vremea aceea, cred că s-au și schimbat atunci. Și ce am constatat? După câteva luni de zile au apărut vreo 10 asociații care au început să lupte pentru pornografie. Că, domne, pornografia, că drepturi, că nu știu ce, povești. Aceleași asociații susțin educația sexuală. Aceleași asociații. Fac tineri pentru tineri, fac nu știu ce, nu știu ce. E, mie mi se pare o chestie paradoxală. Deci, pe de o parte, susțin pornografia care distruge educația tânărului, scade vânzărilor sexuale, afectează mintea copilului, crește bolile transmise sexuală, sunt studii, crește violența, crește infracționalitatea, deci toate problemele în societate. Tu le susții, Parlamentul României, minunatul Parlament, le aprobă, că, domnule, nu pot, sunt drepturi. De exemplu, dacă mâine are și unul să facă o școală de ucigași, e dreptul să facă o școală de ucigași. Dacă este pe stradă să o omoare, domnule, până când nu te-a omorât, n-ai cum să protestezi. După ce a băgat cuțitul în tine, atunci ai un drept să spui ceva, deci s-a ajuns. Mi-a spus acum cineva că un nou cod penal, dreptul la ai să fie penal numai dacă are 91 de zile de spitalizare persoana respectivă.
Și discutam ceva din Ministerul Interne și mi-a spus, eu am avut două cazuri în toată cariera mea cu peste 91 de zile de spitalizare. Păi el trebuie să fie aproape mort. Să stea 91, să fie făcut bucăți, 91 de zile. De aceea arată că nici siguranța noastră nu mai este chiar atât de sigură. Deci, revin. Aceste asociații care promovează educația sexuală și se luptă pentru ea, promovează pornografia. Și statul român care spune că vrem educație sexuală ca să anihilăm, să contracarăm niște problemele sexuale tineretului, dă libertate maximă pornografie în societatea românească. Atunci, cum să mai cred în bună intenție? Adică, nu eu, oricine. E irațional. Nu poți să-i dai în cap unui copil și, pe urmă, să faci metode, să pui la punct metode ca să-i repari țesuturile și nu știu ce. Adică, pe de-o parte, îl lovești și îl dărâmi, îi distrugi viața și, pe altă parte, ce ai să faci? Dar unde o faci? Exact acolo unde, și în direcția în care tu acutizezi, croncizezi problemele și continui ce a făcut pornografia în mass media, continui să faci pe educația sexuală. Deci, nu știu dacă este ceva mai convingător decât atitudinea acestor asociații. Și sunt destul de multe, care muncesc numai pentru asta, numai cu asta se ocupă. Cum să distrugă familia, cum să distrugă moralitatea tineretului nostru și mai departe. Este posibil că educația sexuală să fie introdusă și în România? Dacă da, în cât timp? Nu putem face nimic ca să evităm aceasta? Ei vor să o introducă din toamnă. Și de ce nu introduc? N-au profesori. Nu există încă posibilitatea de a o facă. Dar Ministerul Sănătății și Mioasa a spus că din toamnă să fie obligatorie, că am semnat acordul, domne. V-am zis. Dacă semnăm un acord să doneze românii cu poporul român Rinichiu, acum trebuie să semnăm domnul Rinichiu, că conducătorul și-a semnat acordul. Deci, eu cred că poate fi, orice poate fi oprit. Dar pentru asta trebuie să ne luptăm. Să scriem scrisori, să ne conștientizăm. Eu vă pun la dispoziție acest raport. Trebuie tradus. Uitați, fie aici în sală, eu n-am putut să pun mâna să traduc, că nu am timp. Știți, sunt 78 de pagini. Să fie tradus de cineva, cine vrea să rămână, știe engleză bine, mă poate ajuta, îl dau să-l traducă, îl publicăm, facem, arătăm ce vor de fapt, pentru că poporul român, când le spun treaba asta, ce scrie raportul acesta, oamenii zic că nu e adevărat. Nu e, domnule, adevărat. Doctor, profesor, așa ceva nu pot să cred. E publicat în 2010, Organizația Mondială a Sănătății. Chiar părintele Ionel, mai înainte, mi-a spus, a, noi, Virgil, chiar așa. Deci, noi, dar nu știm că cum stau lucrurile. Să scăpăm cu operta lui. Deci, orice se poate face, putem să înaintăm foarte mult. Problema este că trebuie să ne mișcăm. Eu nu știu unde l-am pus. Uitați. El este colorat. Deci este raportul Organizației Mondiale a Sănătății. Spus standarde pentru sexualitate, educație în Europa. Cadru. Cadru pentru politici. Pentru politicile educaționale. Deci așa se poate face ceva. Nu altfel. De exemplu, dacă sunt la o vârstă destul de mare, 17 ani, și nu am început viața sexuală, de ce unii nu cred acest lucru și cum să-i fac să mă creadă? Bine, dar nu-i nevoie să faci să te creadă. De ce trebuie să ne creadă? Dumnezeu, trebuie să avem această demnitate și această siguranță de sine, că eu sunt un om foarte important și mă interesează ce ziceți voi despre mine. Asta este. Dacă noi avem o slăbiciune în sine, depinde de părerea celorlalți. Deci construiți-vă o identitate puternică, o personalitate puternică. Noi nu vrem oameni de ăștia supuși obedienți, oameni puternici. Dar pentru asta aveți nevoie și de ajutorul lui Dumnezeu, de un sfătuitor. Aveți nevoie și de niște valori de care să vă agățați și să vă prindeți de ele. Cum ar fi și istoria acestui popor, cum ar fi convingerea că românul nu este un nimic. Cum ar fi convingerea că ai un sens în viață și că dacă nu ești atent, îl poți pierde și îți poți distruge viața. Și până la urmă, aristocratul este ăla care nu demonstrează. Cel ăla care este. Cel care demonstrează este micul burghez, care își pune pantofii cei mai ascuțiți, cei mai lucioși, care spune haine cele mai lucioase, ca să pară și el aristocrat. Dar nu reușește să convingă. Pentru că spune totul că nu e aristocrat. Și totdeauna, cel care demonstrează orice domeniu, copii, în școală, în licee, care vrea permanent să demonstreze ceva, să știți că are un deficit, are o lipsă. Dacă vrea să demonstreze că e puternic, în lăuntru lui se simte slab. De multe ori, faptul că nu au avut o relație de familie bună, au o stimă de sine scăzută și devin agresivi. Dar agresivitatea este o formă de protecție a eului, în sensul că încearcă să se apere. Și mi-a zis o mamă, dar fetița mea e foarte dură. Zic, da, e foarte dură, dar are o problemă. Zic, de unde are problema aceasta?
Că duritatea aceasta nu face decât să mascheze o problemă. A avut o relație proastă emoțională cu dumneavoastră? Zice, eu am lucrat în corporații, soțul meu la fel și noi n-am eram niciodată acasă. Și cu fetița noastră a trăit aproape singură, fără părinți, până mi-am dat seama. De o anumită vârstă și-a dat seama. Dar uneori este destul de târziu. Ea a condiționat, a consolidat și a construit un sistem de apărare pe care o să-l folosească multă vreme. Și dacă nu știm să-l dinamităm, să-l scoatem, acela va marca poate pentru toată întreaga viață și va deveni unul din principalii lui dușmani. Că nu e chiar atât de rău cum pare. Dar pare sau devine agresiv pentru că se apără. Și nu mai poate altfel. Deci asta este, că nu mai poți să faci altfel. Foarte mulți copii nu au curaj să vorbească cu părinții despre întrebările pe care le au în legătură cu relațiile sexuale sau curiozitățile lor. Cum ar trebui să procedeze părinții ca să preîntâmpine această lipsă de comunicare? Asta nu se face de azi pe mâine. Asta se construiește în timp printr-o relație foarte apropiată și de încredere cu copilul. În sensul că vine la școală, vorbești cu el, îl întrebi, nu-l bați dacă spune o prostie sau să-l cerți până la sânge, ci spui, mai asta poate că nu e bună, asta așa, asta așa. Deci nu trebuie să-i înspăimântăm, că acel părinte care îi înspăimântă, îi face să se închidă în ei și să nu mai spună nimic. Pentru că a învățat lecția. Dacă spun, voi fi certat. Deci trebuie să cultivăm. Și mai o vorbă. Dacă tu nu i-ai ascult pe copiii tăi când sunt mici, ei nu trebuie să te asculte pe tine când vor fi mari. Și tot așa este. Dacă nu se-ți iubești copiii când sunt mici, nu se iubească nici ei când vor fi mari. Pentru că vor avea permanent o revoltă, o nemulțumire, o frustrare că n-ai fost cum ar fi trebuit să fii. Dar pentru copii și tineri le recomand un lucru următor. Dacă vreți să pășiți cu dreptul și să vă reparați ceva în viață, în primul rând, iertați-i pe părinți. Gândiți-vă că au avut și motivele lor pentru care și au avut acele lipsuri și iertați-i. Mulți tineri au constatat că nu mai pot să înainteze și au mari probleme psihologice în primul rând, pentru că nu își pot ierta părinții. Pentru vari motive. Unii au făcut unele, alții au făcut altele. Le-a lipsit sau le-a dat ce n-a trebuit și așa mai departe și nu-și iartă. Deci eu cred că, într-adevăr, iertarea este unul din punctele de plecare în refacerea vieții noastre. Care sunt limitele toleranței atât sexuale, rasiste sau de altă natură? Nu știu ce e toleranță sexuală. Ce este sănătos, e sănătos. Ce este bolnav, e bolnav. Eu spun lucruri pe nume. E perversitate, zic perversitate. Gura nu a fost făcută pentru relații sexuale. Și nici altele. Ci organele genitale. De-aia se numește genitale, de la genao în greacă. Sau genis, ea naște. Sunt făcute ca să nască. Deci nimeni nu naște nimic pe gură. Sau pe, iertați-mă, pe spate, pe dos. Ați afirmat că fiecare partener în plus pentru o fată scade 10% șansele ca aceasta să fie fidelă unei căsătorii. Și moartea tatălui face vulnerabile desfrânări. În cazul acestui deces și fata a experimentat deja mai mulți parteneri, cum propuneți convingerea ei spre stabilitate și mai multă prețuire pe propriul corp? În primul rând trebuie să aibă o relație cu Dumnezeu și cu un duhovnic. Cu un duhovnic bun. Am ajuns să fac și precizarea asta. Căutați duhovnici buni. Nu la primul preot, a intrat în biserică, gata, m-am spovedit și căutați pe mai sfătuiți, pe mai încercați, mai așa. Deci sunt și oameni ca și doctorii. Nu caut, nu la orice doctor. Mai întrebi și tu, măcar e mai bun, mă. Mă duc la ăla. Pe urmă, încercați să vă curățiți mintea. Totul pleacă de la minte. Toată povestea aici este, în minte. Dacă în minte sunt scenarii și nu ne opunem lor, nu avem nicio șansă să ne eliberăm. A spus așa, că fiecare partener în plus pentru o fată scade cu 10% șansele ca aceasta să fie fidelă unei căsătorii. Nu. Scade cu 10% șansele ca acea căsătorie să aibă succes. Dar ați nimerit-o puțin. Unul din motivele pentru care acea căsătorie nu mai are succes este că ea nu se mai poate uni cu bărbatul ei. Ca să constituie acea monadă care odihnește și dă stabilitate și viitor căsătoriei. De ce? Pentru că fiecare femeie se avântă foarte puternic și asta este firea femeii și se unește puternic cu bărbatul care întreține o relație trupească. Și dacă o faci odată, acela s-a înscris în codul ei, mental, poate și genetic. Sunt acum tot felul de studii. S-a înscris undeva în ființa ei. Și îi vine foarte greu să se rupă. Se rupe și presupunând că se rupe. O face a doua oară, pentru că ea caută din nou și iar se rupe. Însă cu fiecare bărbat ea își pierde din această capacitate. Și când va avea propriul ei bărbat,
sau bărbatul care va rămâne până la moarte, nădăjduim, 92% din tinerii americani, după un studiu, s-a făcut și în România, consideră că atunci când se căsătoresc, acela este partenerul, nu, sufletul pereche, cu care vor sta până la moarte. Deci asta este taina iubirii. Te iubești, iubești pe cineva, te căsătorești cu gândul că vei rămâne cu el până la moarte. Cel care se căsătorește cu gândul că va rămâne 2 săptămâni, 1 lună, 2, 1 an, aia nu e dragoste, nu știu ce poate fi numită. Dar noi nu ducem raționamentele până la capăt. În sensul că nu ne gândim, măi, cum am ajuns eu să intru în căsătorie cu un gând și numai în 6 luni, 1 an de zile să schimb gândul. Înseamnă că gândul acela nu era fundamentat, nu avea o realitate, nu avea un background, un fundament, o temelie. Ci era fantasmă, era numai o părere. Sau era o relație de suprafață. Sunt mulți oameni săraci care se amăgesc cu relații care nu au viitor. Și îi văd și vin la mine la conferințe, am mai întâlnit și oameni care vreau să mă convingă că așa trebuie să facă și îi sfătuiesc să facă așa. Și spun, nu pot să te sfătuiesc, ceea ce eu nu cred. Au stat 5 ani împreună și s-au certat. S-au despărțit și s-au reîntâlnit de nu știu câte ori. Dar vrea să căsătorească cu el. Și am zis, mă, dacă de 5 ani sau 7 ani, nu știu cât era, v-ați despărțit și v-ați adunat, înseamnă că e o problemă, că nu vă înțelegeți. Nu nădăjduiți că va fi mai bine după ce vă veți căsători. Va fi mai rău. Pentru că apar alte probleme, de altă natură. Că trebuie să vă asumați unul pe celălalt, trebuie să faceți copii. Că el nu poate să-și asume, că el este foarte slab, fuge la mama, cum îi dă de un necaz. Păi da, dar lasă-l să ducă la mama și caută-ți un bărbat care să faci familie. Cât ce ai? 30 nu știu câți de ani. E târziu, cât mai stai? Încă 20 de ani? Tot așteptând că el să plece și să vină. Dar ne înșelăm singuri. Și mai mult, vrea să mă înșele și pe mine că asta e bine. Eu zic, nu pot să spun că asta e bine. Că răspund în fața lui Dumnezeu, m-ai întrebat, să răspund ce cred. Nu că trebuie să-l iubesc. Păi tu iubești, dar dacă nu merge, nu vezi că nu vă potriviți, că ceva nu funcționează. În fine, foarte greu, pentru că fetele, mai ales când se angajează, se leagă și pe urmă nu pot să renunțe ușor. Dar distrug viața. Că dacă rămân, se vor suferi tot timpul de certuri, de conflicte și planul, tot se va despărți, că tot e iminentă despărțirea. Înțelegeți? Și dacă nu, dacă se despart acum într-un fel, dar suferă. De ce să suferi? Nu s-au terminat nici oamenii în lumea aceasta și totul e un fel de vrajă, de magie, de cucerire a imaginației noastre. De asta eu recomand la oameni, domnule, faceți și altceva. Luați o activitate, că sunt unii care, dacă nu au activitate, stau și se gândesc numai la gânduri negre. Dacă pun mâna și fac un lucru, altul și se implică permanent, deja au altă perspectivă de viață. Și dacă mai ajuți și pe cineva și mai crești în Dumnezeu și are ajutorul, deja simți că poți să supraviețuiești. Deci pentru fata aceasta, care într-adevăr este greu, e gândul la, trebuie să-ți curățești mintea, trebuie să curățești mintea. Asta e cel mai important lucru. De la minte pleacă totul. Unde e mintea noastră? Eu spun permanent la oameni că viața în familie ajunge azi în criză pentru că nu știm unde ne ține mintea. E o mare problemă, că mintea mea e la televizor, ea nu este aici. Ea este acolo. Unde acolo? Nicăieri. Că nu poți să țintești acolo. În imagine respectivă, în afară. E mintea aceea nu este o minte care să construiască o relație. De aceea tine oamenii când stau la televizor împreună în familie, e un timp irosit și un timp care îți distruge ție relația cu celălalt. Pentru că în momentul în care te-ai despărțit, mintea nu se întoarce acasă. Adică la cel de lângă tine. Acasă înseamnă mintea să fie la cel de lângă tine. Este o mare filozofie asta să știi și mare înțelepciune să știi unde să-ți ții mintea. Momentul în care te-ai dus, ai plecat la serviciu, dacă mintea ta acasă este, vei fi cu copilul tău și cu soția ta. Dacă mintea ta ești acasă și mintea ta este pe internet, la cine și ce jocuri, nu ai nicio treabă cu familia. Și lucrul acesta îl simte primul în femeie. Deci exercițiul acesta al minții. Dar pentru asta trebuie mai multă liniște în viața noastră și o mai mare relație cu Dumnezeu care poate să curățească, să înnoiască ființa noastră. Că și aceste fete, această statistică funcționează în America și funcționează și în România. Dar pentru oamenii care nu sunt credincioși. Vă dau statistică pe credință și se vede, sunt șocante, efectiv. Credința poate să schimbe complet viața omului. Dar, într-adevăr, Dumnezeu o schimbă, nu un proces psihologic. Eu cred că am impresia și mai departe. Dacă soțul îți reproșează că din cauza ta s-a ajuns la divorț, ce poți să-i spui? Să-i spui că are dreptate. Dar nici el nu este bazmă curată. Și asta poți să-i spui. Îi spui că puteți să faci mai mult. Dar nici el n-a făcut suficient. Și că hai să încercăm să vedem ce poate să facă fiecare. Dacă tu îi spui că nu din cauza mea, ci din cauza ta, n-are rău și nimic. Eu vă spun, și ca strategie e mult mai eficientă. Călbi pe gânduri. Uite, eu și o recunosc și odată că e vinovat. Și poate că totuși mai avem o șansă. Glumesc. Dar
dincolo de glumă, faptul că noi recunoaștem o vină în noi și încercăm să însănătoșim ceea ce ține de noi, avem șanse să însănătoșim relația. Dacă eu am 10% vină, dar în general puțin am 10%, că ajunge soțul consumator de alcool și pleacă și ce. Aici mă întreb, cine l-a luat? Tu l-ai luat? L-ai iubit? Cum l-ai cunoscut? Cum ai intrat în relație cu el? Bun, ai făcut lucrurile acestea. Ai încercat să refaci relația? Cum să refaci relația? Nu stând la telenovele și lăsându-l pe el să bea, ci fugind la Dumnezeu. Și făcându-i, cum să spun, venind în binarea lui cu toată delicatețea și fără să-l faci bețiv și apucat și așa mai departe, sau să ai o relație, că multe femei nici nu fac așa. Dar mai bine ar face. Pentru că au atitudine atât de disprețuitoare, lăuntrică, că bărbatul mai când o vede și o simte, înnebunește. Că de multe ori și ei sunt niște victime. Acum trebuie găsit care este cauza. Peste tot există o cauză. Mi-am vorbit cu multe femei care au divorțat. Toate cu care am vorbit, toate mi-au spus, am fost vinovat. Dacă ar fi acum, n-aș mai face pasul ăsta. E târziu. Toate cu care am vorbit. Poate că am vorbit eu, dar selectiv doar cu alea. Nu știu cum s-au selectat. Vin la conferințe sau la așa, numai cele care au această viziune. Dar cred lucrul acesta, că întotdeauna în orice relație sunt doi vinovați. Pentru că acela ar putea să facă, Domnule, să-i scodească cu mintea o cale. Fiecare are o slăbiciune, fiecare are o cale de intrare în sufletul lui. Sunt unii săraci care, într-adevăr, au fost toată viața chinuiți. În familie, au traume, au dependențe și de alcool și nu știu ce. E foarte greu. Viața cu ei este foarte grea. Dar încă o dată, eu n-am cunoscut pe nimeni să-l forțeze bărbatul sau așa să ducă la, să căsătorească. Nu, o facem libertate. Cum nu e nimeni forțat să stea la pornografie legată în fața unui televizor sau jocuri cu care... Nu. Ne așezăm și ne distrugem viața singuri. Ce opțiune noastră. Am săvârșit masturbarea și acum sunt obsedată de sentiment de murdărie. Nu reușesc să ajung la normalitate. Păi vedeți că sunt doi vinovați? Ce v-am zis eu? Chiar dacă celălalt nu știe, orice păcat ascuns, orice formă de alunecare, surpă relația. Când făceam prin 94-95, din curiozitate, interviuri, lucram la radio atunci, făceam pentru radio, dar pentru mine era mai mult un fapt de curiozitate. Și de cunoașterea a firii umane. Cu femei care avortau. La 5 minute după avort, la 10 minute, la 15 minute după avort. Ce? Multe dintre ele avortau fără ca soții să știe că au avortat. Însă, avortul respectiv funcționează ca un detonator. Detonează o bombă înăuntru familiei. Am cunoscut familii în care copilul care trăia nu știa că mama a făcut avort. Dar din clipa respectivă a început să aibă probleme psihologice. Unul nu mai vorbea, altul a început să aibă niște manifestări. El nu știe că mama a făcut avort. Mulți dintre copii nu știu de ce la un moment dat în viață au început să aibă tulburări psihologice de un anumit tip. Dar pentru că noi suntem foarte uniți unii cu ceilalți, mai cu seamă în familie, copiii cu mamele, cu tații, simțim foarte bine ce e în sufletul celorlalți. De aceea, voi reveni la întrebare, de aceea am constatat că este mult mai bine, nu e bine, e mai bine, ca părinții să se certe, deci o situație mai fericită când părinții se ceartă, dar se asumă unul pe altul și au o relație apropiată, lăuntrică, se asumă. Decât atunci când părinții nu se ceartă chiar, dar ei n-au nicio fel de relație între ei. Adică, se disprețuiesc să nu între ei. E un muzit. E o prăpastie. Copilul resimte prăpastia. Copilul resimte prăpastia respectivă și suferă din acest motiv mai mult decât dacă părinții se ceartă, dar ei se asumă și au între ei o comunicare bună, lăuntrică, sufletească. Dar se ceartă pe tot felul de pretexte, cum este lumea astăzi. Înțelegeți că spui mai... E conflictul rău. Dar e mai rău atunci când există genunea asta, prăpastia asta între noi și cum ne simțim. Pentru că copiii și noi avem mintea foarte... Asta e totul, minte. O minte apropiată de noi și ne simt toate mișcările sufletești. O dramă a mamei o resimte copilul. Am văzut copii născuți după ce mai întâi mama a vrut să-i avorteze și s-a chinuit o lună de zile cu gândul de a-i avorta. Și s-au născut cu hiperactivitate și probleme și le-au până astăzi, la 38-40 de ani. De ce? Pentru că atunci el a suferit acel război pe care mama l-a făcut, mama lui. L-a făcut cu el în pântecele ei. Deci lucrurile astea trebuie ținut cont. Acum, cu problema aceasta, dacă masturbarea, într-adevăr, dă un sentiment de murdărie și asta numai Dumnezeu te curăță de el. Ca să ajungi la normalitate,
trebuie să te luți cu sine însuți. Trebuie să renunți la acest autoerotism, plăcerea aceasta, care, să știți că este și acuplată pe niște factori. Deci omul ajunge la acest autoerotism, tocmai pentru că are un deficit de relaționare afectivă undeva. Sau se întâmplă și să mai îi survină și pe curiozitate, dar să nu rămână. Dacă rămâne, se consolidează, într-adevăr a fost o lipsă. Dar trebuie să înțelegem că lucrurile acestea ne distrug mintea, ne distrug psihologic. Și că relația aceea, aveam un prieten care consuma pornografie. Și soția lui nu știa. Și într-o zi, ea și-a găsit pe cineva și a plecat. Și a zis, eu divorțez. Și zice, mă, nu ne certam, da. Zice, ea a plecat. Păi zice, da, vinovatul ai fost, să știu. De-aia nu știa că el consuma pornografie. Asta este toată problema. În momentul în care tredine și celălalt intervine așa ceva, orice poate să se producă. Și un divorț. Și mulți săraci încep cu chestia asta, cu masturbare, între viața de familie, și o practică în continuare, în secret sau nu știu ce, că tot funcționează și de fapt își surpă viața. Nu știu, trebuie să ne luptăm, să devenim conștienți că este cel mai mare rău din viața noastră și să luptăm zi de zi. Iar eu cred că fără spovedanie este aproape imposibil să te liberezi de asta. Am cunoscut pe cineva care mi-a zis, dacă nu mă spovedesc săptămânal, cad în pornografie și masturbare. La două, trei, dacă întârzi. Societatea de televiziune, internetul promovează pornografia, sexualitatea și violența. Cum ar trebui să procedăm pentru a ne proteja noi, familia noastră și copiii noștri? Familia trebuie să fie ca o cetate în care stăpânul este Dumnezeu. Că dacă este stăpânul unul sau altul, este scandal. Și copilul văzând că noi avem și noi un stăpân și o ierarhie și niște valori și luptăm pentru ceva și ne zbatem pentru ceva, știți cum copiii simt în părinți și setul de valori pe care îl asumă. Chiar dacă aceștia nu îl manifestă. Deci eu le spun la părinți, măi fraților, fiți mai atenți la ceea ce sunteți decât la ceea ce, la lecțiile pe care le țineți în fața copiilor. Pentru că ei ceea ce sunteți copiază. Cum? Nu știm mecanismele. Simt ceva din pattern-ul ăla. Ceea ce suntem ne face să ne manifestăm într-un anumit fel. Și ei simt ceva și în funcție de ceea ce simt, se duc în direcția respectivă. Sigur că nu pot să protejez complet. N-ai cum. De asta se ocupă numai Dumnezeu. Dar putem să facem tot ce depinde de noi, să întărim ce am spus mai devreme. Libertatea, personalitatea, identitatea. Să știe întotdeauna că în familie a găsit ceva frumos și va vrea să-și facă propria familie. Și se va lupta. Și va lupta pentru pornografie. Și să explicăm că o poate face, că nu putem opune. Nu-i putem, da, interzice. Dar că își va distruge viața. Am dat modele suficiente în pornografie, maladia secolului 21. Oamenii nu mai vor să citească. Stau la telenovele. Deci, culmea, am ajuns să ne iubim dușmanul cel mai mare cu iubire de moarte. Până la moarte îl iubim și cu el mânii. Stinte ca torționarii și victimele de reeducare. Și pe torționarii. Suferau pentru ei. Deci e groaznic. Dar asta este. Cel mai mare dușman, pe la libim cel mai mult. Televizorul și internetul. Când ne sluge viața, vin copii la mine să-mi spună, am fost al doilea pe județ în matematică și în fizică. Și am ajuns acum în clasa cu tare, că trecuse 2 ani de zile de jocuri. Că nu mai pot să citesc. După jocuri pe calculator. Atât. Jocuri pe calculator. 2 ani de zile de jocuri pe calculator au distrus creierul. Ce părere aveți despre căsătoriile fără sex? Domnule, și cuvântul ăsta sexistul, urât sună. Nu, nu e problema mea asta. E problema celor care își asumă lucrul acesta. Sunt oameni care au făcut copiii pe care au crezut că pot să-l facă și care nu mai doresc să facă copii și nu mai au relație trupești. Am prieteni care fac lucrul acesta. N-au nicio problemă, domnule. Din potrivă, au o relație foarte bună. Dar amândoi trebuie să convergă la acest punct de vedere. Amândoi. Nu că unul vrea și celălalt moral spunea, domnule, nu pot să cedez, lasă că... Nu pot să zic că mi-e rușine. Hai să facem. S-ar putea să creezi niște tensiuni. Părintele Paisie are o scrisoare, Iorito are o scrisoare foarte interesantă care spune lucrul acesta. Se poate, dar trebuie să existe de plină înțelegere. De plin consens. Și nu mă refer la cupluri cu parteneri care ar avea beteșuguri fizice. Sigur, nici nu m-am gândit. Credeți că sunt viabile, posibile asemenea cupluri întemeiate prin decizia liberă și asumată a ambilor parteneri? Da, deci v-am spus. Am prieteni care trăiesc așa.
Au 3 copii, 4 copii, 5 copii, nu mai vor, doresc să facă copii. Nici nu doresc să folosească alte mijloace. Și fac lucrul acesta. Trăiesc foarte bine. N-au niciun fel de problemă. Și chiar nu există la niciun dintre ei, că sunt și vreo 3 cupluri. Problema că, domne, nici certuri. Nu. Poate nu este foarte ușor, dar este un lucru pe care toți îl asum. Credeți că înclinația spre homosexualitate este transmisă ereditar sau poate fi indusă? Nu e, niciun studiu nu arată, nu există nicio genă, nicio chestie se transmite ereditar. Nu există. Este indusă prin cultură, este indusă prin educație, este indusă prin abuzul pe care îl trăiește omul respectiv. Când apare conform studiilor dorința de satisfacere sexuală? Individual. Unul din termene din momente este cel care la fată înseamnă apariția menstruei. Deci debutul este legat. Cu cât e mai curând, cu atâta scade, crește dorința. Trecerea la pubertate poate fi un factor. Și de multe ori această menstruă și așa mai departe apare mult mai repede din cauza unui mediu agresiv. Pentru că având un mediu agresiv, fata dezvoltă niște mecanisme de apărare care se bazează pe creșterea nivelului de testosteron. El este cel care răspunde la agresivitate. Crescând nivelul de testosteron, există acest testosteron, este un indiciu. Când el crește, se propulsează, se impulsionează maturizarea sexuală și dezvoltarea hormonilor. Dar chiar dacă acest lucru apare, dacă mintea noastră este calmă și liniștită și nu petrece în scenarii telenovelistice sau în gânduri sexuale, nu vom avea problemă. Tot începe în minte. Trupul ne poate impulsiona, în cert. Mai ales la vârsta, la o anumită vârstă. Nici nu pot să spun că e personalizată. Dar dacă tu ai altceva de făcut, te preocupă cu tot, nici nu dai seama cum trece timpul. Și la un moment dat, lucrurile acestea și trec. Oricum, pentru un om credincios, cum spui și cercetările și cum se dovedește realitatea, este foarte ușor să depășească. Pentru că poți să lupți cu gândul. Cine nu luptă cu gândul, se prăbușește în fapt. Deci va deveni prizonier faptelor. Ce te faci dacă nu ești credincios, mă întreabă cineva. Ați văzut? La rând, nici l-am citit. Deci a fost ochii pe mine. Să devii credincios. Nu știu. Ce poți să spui? Când nu ai credință, trebuie să te lupți mai mult cu tine însuți. Trebuie să faci asceză fără asceză. Să te lupți tu însuți să biruiești. Fă sport. Fii sincer. Căci dacă ești sincer, vei ajunge la Dumnezeu. Eu am convingerea că tot omul sincer ajunge la un moment dat la Dumnezeu. Că așa este viața asta. Și în general mai răspund, recomand un lucru. Dom'le, nu nedreptăți pe alții. Eu sunt împotriva nedreptăților. Și văd și oamenii în biserică fac nedreptăți. Orice nedreptate se întoarce împotriva ta. Orice nedreptate. Ai nedreptăți pe un om într-o poziție anume, așteaptă-te ca să nu-ți fie bine. Fii corect, fii drept în fața lui Dumnezeu, fii drept în fața propriei conștiințe. Da, nu ești credincios, ascultă de conștiința ta. Da, ăsta este răspunsul. Ascultă de conștiință că conștiința o să ia locul foarte bine, o să ia locul lui Dumnezeu. Și îți va spune. Te va neliniști atunci când ești împotriva ei, când ești împotriva ta. Altfel vei fi liniștit. Dacă reușiți să păstrăm pacea înăuntru nostru, printr-un echilibru cu propria conștiință, și am văzut și studii de fericire, pe tema fericirii, pe tema aceasta, pe ideea de pace. Fericirea este similară cu pacea. Dacă nu se păstrăm în pacea, asta e păcarea cea bună. Chiar dacă nu ești credincios. Dar oricum Dumnezeu ne iubește și ne credincioși. A spus că să ne ajutăm ca și români, dar mi s-a întâmplat chiar și de persoane care merg la biserică să mă disprețuiască și foarte mult aud că circulă formula are ceva la cap, e bolnav. În loc să te întrebe ce ai nevoie într-o discuție. Sigur că nu suntem perfecți, suntem imperfecți. Și din păcate, imperfecțiunea se zatorează din cauza mediocrității noastre. Suntem mediocri în căutări. Îmi spune un părinte, Virgile, sunt oameni care în 2 ani cresc în biserică cât alții în 20. Pentru că sunt oameni care nu sunt mediocri în tot ceea ce fac. Și când au venit la biserică, s-au dus cu toată râvna la Dumnezeu. Unii stau așa călduți. Și așa călduți, n-ajung nici la o cugetare creștină. Și îl vede pe ăla de lângă el, și cel judecă, lasă-vă pe ăsta, nu vezi ce are. Are una, are alta. Eu v-am zis, nu trebuie să vedem la celălalt, trebuie să vedem la noi, iar pe ceilalți îi primi. Și mie mi-e greu uneori. Îi văd pe unii, am fost ieri la undeva și aveam unul față de infractor, de jurai de infractor. Și mă luptam cu gândul ăsta. Mă,
E și el om, așa infractor cum pare și cum poate că este. De ce tu să-ți pui gândul ăsta că e infractor? Este un om. Și a avut și el un istoric rău în viața lui. Poate că nu ajunge aici. Cei mai mulți oameni ajung la face relele din cauza răului pe care l-au trăit în viața lor. Și atunci încă o dată întreb. Sunt victime sau am vorbit la pușcării de adolescenți, închisoare de adolescenți. Și mă uitam la copiii acolo. Ce se cer de la ei, domnule? Au făcut o infracțiune și altă. Cei mai mulți dintre ei au fost atât de traumatizați de lume, că răspund la aceste traume, au început să devină și ei agresori. Cum pot fi ajutați tinerii care au relații sexuale de tip homosexual? Depinde ce relație suntem cu ei. Primul și cel mai important, ne rugăm pentru ei. Doi, să comunicăm și să nu-i judecăm ca și cum ar fi niște lepădați, niște nebuni și așa mai departe. E foarte greu. 60% din cei care au relații homosexuale au fost abuzați. Deci de multe ori vine dintr-un abuz, din copilărie. 60% din cei care au probleme de identitate de gen, tulburări de identitate de gen, ajung homosexuali. Tulburări de identitate de gen. Tulburarea de identitate de gen provine din faptul că n-a avut tată sau că tatăl a fost foarte depărtat. Domnul Zenătoși, sunt la ora asta într-o țară ca România, nu bărbăția lui, pentru că așa sunt femeile, multe dintre ele astăzi, a ajuns să fie de asemenea feminism, că urăsc masculinitatea și eu distrug și propriul lor copil. Nu este ușor. Dar cred că dacă va găsi în noi un suport, mai are o șansă în plus. Fără să-l judecăm. Și să-l ducem la un duhovnic bun. Poate că așa, stau așa Dumnezeu. Cum poți să fii prieten cu copilul tău care are deja o vârstă mare și are cu totul alte valori decât tine, cele exprimate? Depinde de conjunctură, depinde de firea lui, depinde de firea dumneavoastră, depinde de ce ați construit în trecut și pe ce puteți construi, că aveți unele lucruri pe care puteți să construiți în continuare. Și e bine să fie existat acele punți. Din păcate, ei vor la un moment dat fug, dar dacă au avut un trecut sănătos, s-ar putea, în mare probabilitate, să se întoarcă la cele normale. Nu știm când. Să ne rugăm și noi ca mama Sfântului Augustin, care a avut răbdare în câteva zeci de ani și s-a întors, a venit la Hristos. Nu știu ce să vă zic. Depinde foarte mult de conjunctură. Care credeți că este vârsta la care un copil ar trebui să știe despre viața sexuală? Dacă ar trebui să știe. Cum credeți că poate fi oprită măsura dintr-o cealaltă? Am răspuns la întrebarea aceasta. La ambele întrebări. Măsura să strigăm cât mai tare. Să mergem în școli să facem asociații de părinți. Da, faceți asociații de părinți, dar nu alea care le face școala așa ca să poată să facă strâng anumiți bani. Și nu o spun în sens rău. Ci faceți propriile asociații de părinți, a părinților sănătoși, și când apare ceva, dați în judecată tot ce se poate da în judecată. Luptați-vă cu ei, pentru că în Constituția României încă părintele este răspunzător de educația copilului și nu societatea. Cât timp mai este Constituția aceasta, pot fi atacate legile care sunt împotriva concepției părintelui. Dar trebuie să avem asociațiile astea și să fim uniți și încet, încet, încă o dată, nu e o poveste. Eu cred că putem să construim o cultură comunitară, să avem propriul un set de valori și un număr de oameni care să ne susținem unii pe alții. Dacă în Suceava ar fi 20 de astfel de comunități, orașul ăsta n-ar avea problemă. Dar nu știu dacă sunt 3. Pentru că ar lupta. Dar așa este greu să ceri de la unii, 2, 3, 5, 7, 10 care sunt țara asta și să luptă și cu unii și cu alții. Că la un moment dat nu faci față și te dă peste cap. Puțin câte puțin. Suntem, într-adevăr, suntem de peste tot loviți și bulversați, nu avem timp, dar să cerem să facem măcar așa puțin timp să ne facem pentru a face puțin bine. Și ajutați pe copii să nu se piardă. În licee, în școli, ajutați pe copii. Este această inițiativă, vreau să aflu, de a merge și a vorbi tinerilor. Are succes extraordinar în țară. Sunt foarte mulți tineri care se întorc în fața către normalitate ca urmare acestor și aud peste tot. De la Timișoara până la, nu știu să vă zic, Sibiu și mai departe. Copiii au nevoie să li se dea încredere în ei, să fie puși să facă ceva, să fie luați, antrenați și atunci vor găsi ceva mai bun decât să stea și să
facă cine știe ce prostii. Ce șansă are un tânăr care crește într-un centru de plasament fără suportul afectiv al unei familii să se dezvolte echilibrat? Unde ar trebui să caute ancorele? Numai în Dumnezeu. Care să fie și mamă și tată. E foarte greu. Deci foarte, foarte greu. Sincer vă zic. Și Dumnezeu poate să-i trimită și niște oameni care să sprijine. Pentru că mai sunt oameni din aceștia. Că sunt o grămadă de oameni care zic, Dumnezeu, n-am ce faci. Pierd vremea, stau la televizor. Păi e unul acolo într-un plasament, într-un centru de care are nevoie de tine. Și tu ai 50-60 de ani și stai la televizor toată ziua. Ăla are nevoie de tine și tu ai nevoie de el. Că dacă îi dăruiești ceva, ăla îți va răspunde după darul pe care îl dai. Și vei simți și tu bucurie că ai un sens în lumea asta. Dacă stai la televizor, ai niciun sens. Ce sens ai? Eu nu știu dacă se poate găsi un sens. Fantasmele alea care se produc sau... De pe 1 aprilie s-au introdus obligatoriu buletinele electronice. Părintele Iosif a afirmat că acceptarea lor înseamnă un pas fără întoarcere spre lepădare. Ce facem? Nu sunt pro buletine și sunt convins că sunt forme de înaintare către controlul persoanei umane. Ce este optimism la ora aceasta? Dacă mai e ceva optimist, este faptul că o hotărâre a curții Consiliul Europei a fost că încalcă drepturile persoanei și că ar trebui respinse chiar și de statul român, de toate statele care au înaintat cu introducerea acestor cipuri. Noi cipul ăsta cipul are 60 de pagini intră pe el. E cel mai tare. Noi toată suntem cei mai tari în rău. Sau și un bine, se grăbește statul român în bine, să zică, nu domne, nu facem. Când e vorba de gaze de șist, studiile europene făcute de Parlamentul Consiliului, dovedesc că afectează, că e un impact major asupra mediului și sănătății umane. Dar noi spunem, avem dreptul la autodeterminare, deci legalizăm gazele de șist în România. Când e vorba de pornografie, românii zic, domnule, ne cere, am semnat acorduri. Deci trebuie să răspundem pozitiv, că na, trăim în Europa. Păi dacă tot ce este rău, noi luăm și tot ce este bun, respingem, unde o să ajungă România? Credeți că neînțelegerile între Rusia și Ucraina vor avea efect asupra noastră, oamenilor de rând? Eu cred că mai mare efect are pornografia care o vede cel de vis-a-vis decât neînțelegerile între Rusia și Ucraina. Noi cădem datorită problemelor noastre spirituale, acestei societăți care nu mai are niciun Dumnezeu. Ucraina și Rusia, și ele e decat tot din cauza asta. Și războaiele de acolo, tot de aici vine, din păcatul oamenilor. Nu vine din altă parte. Care este influența lui Freud privind sexualitatea? Cumplit de negativă. Pentru că el introduce ideea aceasta că fără relații sexuale nebunești. Asta înseamnă că tot monahismul de când e lumea asta până acum au fost numai nebuni. Toate cărțile sfinte scrise de nebuni. Filocalia și aceea numai nebuni au scris acolo. Citiți-le și dumneavoastră să vedeți dacă e scris de om nebun. Deci el așa gândește și așa gândește ăștia. N-ați văzut ce spunea? Te realizezi ca om dacă ești ființă sexuală. A virusat societatea și mass media l-a preluat, l-a perpetuat. Vin și spun oameni, domnule, dar nu, să știți, n-am probleme psihologice în faptul că n-am încă o relație sexuală. Zic, nu. Ai probleme psihologice pentru că spui această problemă. Dar nu pentru că nu ai relații sexuale, ai probleme psihologice. Am venit o doamnă să spună, sunt divorțată, trăiesc cu copilul, nu știu ce, am tumoare, nodul la sân. Și zice, credeți că oră fi de relațiile, că n-am relații sexuale și ce zic, nu. E de la supărare. Vă supărați? Ce croaznic mă supăr. Și tot ea îmi spune. Când mă supăr mai tare, crește nodul. Când fug către Dumnezeu și mă liniștesc, se retrage. Păi vedeți că nu e de la sexualitate? Deci e vorba de modul în care noi punem și ne așezăm mintea. Deci dacă noi credem și suntem convinși de lucrul acesta, păi dacă te gândești astăzi că vei muri peste 2-3 săptămâni, credeți-mă, fiecare zi dacă te gândești dimineața până seara, te vei face o boală gravă. Deci dacă te gândești că fără sexualitate tu ești un om mort, s-ar putea ca într-adevăr să te îmbolnăvești. Pentru că tu ți-ai programat mintea să funcționeze așa. Și ea generează hormoni, că tu îți imaginezi tot timpul, acte sexuale și nu știu ce. Dacă n-ai treaba asta, n-ai nicio problemă. Dacă într-adevăr însă o avem în minte, ea se va transfera în trup. Pentru că sunt niște mecanisme. Prin hipotalamus, prin hipofiză, hipotalamus, gradele, secreție interne care generează, provoacă ansietate, ne tulbură. Dacă noi tot timpul avem scenarii erotice sau ne gândim la nevoile noastre sexuale și mai departe. Că asta au făcut, au introdus în lume mentalitatea că fără asta ești un om distrus. Și foarte mulți crezându-se distruși, dar din alte motive, au ajuns pe această cale și într-adevăr s-au distrus.
Deci și ăsta a fost unul din principalele, să zic, Daniel era un om cu probleme. El avea o chestie, că a fost o maică s-a dezbrăcată când avea 5 ani. Avea, cum să spun, relații oedipiene, cum zicea el, cu fiicele lui. Când prima dintre ele s-a căsătorit, i-a scris o scrisoare care a spus că i-a luat-o și pe soție, și pe mamă, și pe fică, prin fata lui, și parcă și pe... Și că era distrus. Scrisorile către fata aceasta sunt secretizate 70 de ani. De ce sunt secretizate? Că el avea probleme. El probabil avea chiar alte probleme. Trăia și cu nevasta și cu sora lui nevasta sa. Sunt cărți publicate ultima lui biografie. Și mai mult, pe Anna Freud, pe fiica sa, n-a lăsat-o să se căsătorească. Asta nu s-a căsătorit. Făcea cu ea tot timpul niște lecții de făcea ședințe psihanaliză, punea pe pat și începea să-i povestească. Că el avea probleme cu minte, el a fost psihopat. A avut mulți ani în viață, e cunoscut, în biografia lui, este probleme psihologice și neurologice. Se trata cu cocaină, era cocainoman și consuma cocaină, recomanda cocaină, l-a și omorât un tânăr, i-a dat o doză mare, intravenos, și ăla a murit. Deci sunt, cercetați, citiți, deci există toate lucrurile, dar ele nu sunt medializate, pentru că Freud a fost unul din elemente principale în distorsia aceasta a moralității, degradarea morală a lumii în care trăim. Cum vi se pare că relațiile... Cum vi se pare ca relațiile să meargă bine în familie? Dar nu e foarte clar, dar e foarte mare tema relațiilor familie. Trebuie să fie multă libertate în familie. În momentul în care există obligativitate, încep să fie probleme. Deci să înțelegem că celălalt este o persoană și nu un obiect și nu e condiționat printr-un contract ca să ne facă, să se facă nouă plăcerile. Să venim în întâmpinarea Lui și să știm cam ce se așteaptă El de la noi și să venim în întâmpinarea Lui, să facem noi primul pas și noi să-L facă El către noi. Să nu ne îndreptățim, că ne îndreptățim întotdeauna și atunci pierdem relația cu celălalt. Să nu judecăm pe celălalt, să ne judecăm mai mult pe noi. Să nu judecăm pe celălalt cu prieteni sau prietene pentru că atunci am rupt relația. Să nu despărțim în minte de celălalt și să ne-l asumăm, pentru că dacă ne-am despărțit în minte, o să despărțim și în comportament și în viață. Deci sunt lucruri care sunt par nesemnificative și par de nuanță, dar sunt esențiale. Adică, în tot ce înseamnă relaționare personală, construiești. O relație de familie, nu te-ai căsătorit și ai făcut familia, gata. Ci e ca și cum mai pune o sămânță în pământ, și trebuie să crească, și trebuie să pui apă, trebuie să aibă soare, trebuie să o sap puțin la rădăcină, trebuie să îndepărtezi burienile. Același treabă și cu familia. Nu se poate, dacă ai pus-o acolo, gata, familia este pusă pe roate, merge. Nu merge, fraților. Trebuie să o îngrijim la fel ca pe o sămânță. În fiecare zi se cultivă această relație. Pentru că pot să fie înainte, să zic, oamenii aveau conștiința de viață de familie mult mai bine tipări, că stăteau până la moarte. Dar de multe ori stăteau până ca niște străini până la moarte. Deci asta nu este... Era bine că stăteau împreună, dar deci asta nu e soluție. Și erau vinovați pentru că ei n-au știut unde să construiască. Și sigur că în această filozofie, Dumnezeu ajută foarte mult, pentru că Dumnezeu, când te apropii de El, subțiază spiritul, mintea, cugetul, simțirea și devii mult mai sensibil față de nevoile celuilalt, mult mai jertfitor față de celălalt, mult mai compătimitor cu El și toate chestiile astea consolidează relația. E foarte simplu. Nu e o filozofie foarte grea. Numai că noi nu suntem atenți aici. Suntem atenți la mașini, la mobile, la ce zice lumea, la cu cine îmbrăcăm, la grijile de rezolvat, la să-i facem un viitor copilului, să-i mai luăm o casă sau un apartament, măcar unul să aibă și el motocicletă, că uite, să aibă iPhone sau smartphone sau nu știu ce. Și atunci când grijile noastre sunt teribil de prinse în posesiuni și nu în relaționare, deci în relație, familia se duce de rupă. Și din păcate aici suntem. Și dacă le vorbești, le spui la mulți dintre oameni, zice, mă, lasă-mă cu prostiile astea. Lasă prostiile astea, discutăm peste 5-10-15 ani. Vă dau rata de divorț și luăm factorii de risc. Putem să facem lucrul următor. Luăm factorii de risc pentru divorț. Sunt științific, constatați. Și punem pe toți, la rând. În funcție de numărul lor și contribuția lor, vă putem spune, să estimăm, dar care e probabilitatea de divorț? Se poate calcula și treaba asta, sau o rămadă lucruri se calculeze astăzi. Pentru că dacă noi funcționăm liniar, psihologic, deci în baza unor legi psihologice, anticipabile, și nu suntem oameni duhovnicești, atunci e clar că poate fi anticipat și deznodământul. Deci dacă noi petrecem 2 ore pe zi, în cele 3 pe care avem în familie, la televizor sau pe internet, sau riscul ca un bărbat să înceapă să consume 5 porcărie, este atât de mare că intră pe aia, e o problemă de timp divorțul. Sau se chinuiesc unul pe altul.
Deci în loc ca familia să fie locul de retragere, locul de protecție, de siguranță, locul în care te bucuri să ajungi, ajunge omul acasă și zice, bă, iar să n-am în închisoarea asta. Vorba lui nepoată mea. Este cel mai autoritar pe acolo. Și trebuie să se plimbă aplicația și zic, stai în pace și culcă-te. Zic, stai și scrie la mașină și mă și deranja. Și zic, s-a așezat în pat și zic, închide ochii. Și închide ochii. Vine mai să ce faci lectare? Mă ține ochii la închisoare. Și zic, nu m-am gândit la treaba asta, dar ea săraca chiar așa era. Era să doarmă, dar nu putea să. Așa și noi în familie. Îl ținem pe la altul la închisoare. Deci nu e liber în familie, relația nu este, pentru că sunt atâtea lucruri care se subînțeleg. Dacă se subînțelege că el să facă tot ceea ce tu crezi că trebuie să facă și îl obliga să o facă, el nu mai se bucură să facă. Pentru că nu mai e darul lui și tot subnietul ăla. Trebuie să aibă un dar, o posibilitate de a dărui. Dacă nu ai posibilitate de a dărui, nu se poate îmbogăți. Noi ne îmbogățim din ceea ce dăruim. Dacă nu dăruim, nu te poți îmbogăți. Și în viața de familie, în momentul în care apare obligativitatea, am semnat contractul, suntem obligați, s-a terminat, s-a încheiat povestea cu darul, intră contractul. Și aș potrivi contractul, eu trebuie să fac aia, sunt obligațiile mele. De nevastă, are obligațiile lui de bărbat și cine nu le face, e în offside. Și atunci ce face? Din fiecare scădere, acumulează o frustrare și unul și celălalt. Unul că nu și-a îndeplinit obligațiile, celălalt că uite că n-a făcut ceea ce trebuia. Și apare vinovăția. Și uite, ești vinovat, nu știu ce. Deci lucrurile trebuie să funcționeze liber. Nu anulează, căsătoria nu anulează taina persoanei și libertatea omului. Și trebuie să o îmbogățească. Și eu cred că cea mai mare problemă în căsătorie vine de la această sărăcire a relației persoane. Totul e la persoană. Tot ceea ce, dar aș vrea să facem să avem în fază așa o antropologie și de la antropologia creștină este, dar în studii științifice, care pleacă de la persoană și se închide cu persoana. Persoana care are nevoie de un om care să o aprețuiască, să o iubească și să-i ofere libertate. Știați că în sfârșit suntem chemați să ne facem, să facem și noi dezbinații ceva, să ne unim azi în post și rugăciune. Să citim azi Paraclisma și Domnului, nu e minunat? Știați că? El știa că? Este, ar trebui să ne rugăm mai mult pentru toți. Cum vedeți începutul unei comunități, microcomunități? Prin prietenii. Deci trebuie să construim niște prietenii și să facem niște lucruri împreună. Numai făcând lucruri împreună, bune, nu rele, ne putem uni. Dacă nu facem lucruri împreună, nu o să ne unim. Să rămânem la nivelul vorbelor. Să ne punem un obiectiv. Nu să schimbăm lumea, să schimbăm ceva în apropiere de noi. Și să încercăm să ne rugăm să-L atingem. În momentul în care ne-am luptat și am făcut ceva împreună, am consolidat o reacție, o relație. Ne-am prieteni foarte buni în ascor de 20 de ani, pentru că am stat și ne-am luptat ani de zile pentru anumite valori. Și cele lucruri ne unesc și ne unesc până la moarte. Nu m-am certat cu niciunul dintre ei. Și nici nu văd, adică nu văd cum aș putea sau de ce ar trebui să ne certăm. Deci trebuie să facem ceva împreună, trebuie să avem niște valori comune, avem nevoie unii de ceilalți, copiii trebuie să crească împreună, să ne întâlnim mai des. Un român are impresia că atunci când trebuie să se întâlnească, trebuie să pună o masă mare, pentru care muncește 2 săptămâni, adică salariul pe 2 săptămâni îl cheltuiește în masa aia, și atunci nu se mai întâlnesc. Decât când au posibilitatea de 2 ori 3 ani să investească salariul ăla în masa respectivă. Eu am stat în Grecia mulți ani. Și Grecia au o chestie. Când te cheamă la ei, îți pun o cafeluță, un fursec, de asta și vorbesc 5 ore. Și beau o cafea în 3 ore. Și mă ajupar cu apă, totdeauna. Și astfel ei își construiesc și își consolidează comunitatea. Noi nu o facem dacă nu avem o sticlă de vin sau două, o friptură, una asta. Trebuie să mănânci, te-ai întâlnit să mănânci, să bei, să stai și tu să te bucuri. Da, dar socializarea astăzi devine, se îngreunează. Și dacă se îngreunează, atunci eliminăm puțin din fastul acestei mese. Ne mai smerim și noi. Mai ales femeia care se sperie că trebuie să facă curat în casă, că trebuie să facă nu știu ce, că trebuie să facă mâncare pentru 5, că ea nu mai poate. Și lasă, dragă, facem aici puțin, ajutăm tot, mai ne smerim și noi și o facem, pentru că e important să ne întâlnim. Nu o să putem să facem microcomunități dacă nu ne întâlnim. Doar pe chat. Pe Skype, Părinții nu sunt, dați multe de spus din momentul acum. Părinții nu sunt de acord cu jumătatea vieții mele. Ce este de făcut? Mă repet, iubesc un bărbat ce este de făcut și nu împiedică să mă... Ia vezi, înțelegeți că aici? Ultimul cuvânt. Bun, haideți să spunem că am înțeles cadrul general al întrebării.
Acum, vedeți un lucru. Gândiți-vă dacă, într-adevăr, dragostea aceasta este una care vă va face fericită. Pentru că, dacă acum vă iubiți, îl iubiți și ați avea experiența mea, adică a cuplurilor în care femeia își blestemă zilele pentru bărbatul pe care l-a luat, poate că ați fi mult mai atentă. Că dacă el are niște patimi ascunse, dacă părinții lui au avut niște patimi mari și el îi le urmează, dacă, s-ar putea să fie o piedică. Acum nu știu nici cum sunt părinții și nu vă să vă spun acum cum sunt părinții, dar și binecuvântarea părinților nu trebuie neglijată. Este importantă. Mai ales că ei pot să vadă binele. Trebuie văzut că vă asumați un pas important în viață. Vă asumați un pas și dacă greșiți, vă distrugi viața. Asta e toată povestea. Deci trebuie foarte multă atenție. Oricum, relațiile trupești nu intră în discuții. Le aveți, deja sunteți posedată de el. Semi-posedată. Adică el deține o supremație în viața dumneavoastră pe care nu ar fi trebuit să o dețină ca să aveți libertatea de a hotărâ liberă dacă rămâneți sau nu cu el. Nu aveți libertatea aceasta deplină dacă aveți relații trupești cu el. Asta e clar. V-ați împuținat libertatea. Și atunci este foarte greu. Tot așa, fugiți la un duhovnic, povediți-vă mai des, luptați-vă cu sine și vedeți ce va fi. Eu cred că omul care se roagă, avea Părintele Crăciun o vorbă, el trimitea să facă acatistul Sfinților Ioachim și Ana, pe ce în situațiile astea. Dom'le, și la unii, partenerul pleca definitiv. Dar pleca, dar nu se mai întorcea. Și a venit fata la părinte, părinte, a plecat și nu s-a mai întors. Disperată, distrusă. Păi mai fată, mă, tu-ai făcut-o ca să vezi dacă e pentru tine sau nu, cum lucrezi de Dumnezeu. Ea săraca vrea să rămână. Și am zis și eu unui prieten astăvară. Zic, mă, la începutul veric, mai fă și tu acatistul ăsta. Și m-am întâlnit cu el în toamnă. Zic, și a fost. Bă, a plecat. Dar mi-a zis de-abia atunci face în ziua în care a reușit să dea jos poza ei de pe perete. Dar ei nu se potriveau deloc. Deci când nu te potrivești cu celălalt, nu ai șanse foarte mari. Te chinuiești. Am cunoscut oameni care au stat o viață împreună, au ajuns la bătrânețe, dar de prost au mers. De ce? Lui plăcea la în natură, ei plăcea în magazine. Dar natura nu dănește în magazine. Și nici magazinele în natură. Deci trebuie ca să existe undeva o potrivire. Deci nu era numai aici, dar așa erau ca și personalități, ca și constructe. E foarte greu să-i aduci la același numitor. Și eu tristețe, nu vorbesc, nu-și spun mult, n-au multe să-și spună. Că au fost personalități cu alte chemări. Cu totul alte chemări. Nu că au fost rău unul dintre ei, dar dom'le, să se adună doi oameni la care place la amândoi la magazin. Să mergem amândoi la magazin împreună. Sau să se adună doi care le place în natură. Să căutăm, am zis ca exemplu, să căutăm oameni care, un om care se potrivește cu noi, ca așteptări, ca viață. Vrei, măi, câți copii vrei să faci? Unul dată, și cu restul ce fac? Îi omorâm. Bine. Deci trebuie să o hotărâm de la început. Că altfel ajungem în situația respectivă. Am avut pe cineva, a negociat și televizorul. Băi, eu nu sunt cu televizorul în casă. Și a rămas la... Și le spun la fete și la preții. Negociați relația, fraților. Cea mai bună afacere asta. Cea mai tare în viața voastră. Dacă ați câștigat-o pe asta, v-ați aranjat. Puteți să le pierdeți pe toate celelalte. Dacă pe asta ați câștigat-o, e bine. Și atunci înseamnă să o negociezi. Când nu ai relații trupești, când ești doar într-o prietenie, construiești un plan de viață. Și vezi și tu, mă, ce vrea ăla de la mine. Și fii sincer până la capăt. Și puneți acolo, domnule, uite, vreau asta, 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 asta. Pentru că mai târziu pe baza asta, și pretenția așa, și e firesc. Mă, n-am hotărât să facem o familie fără televizor. N-am avut să facem o familie cu copii de la Dumnezeu. La fiecare copil născut într-o familie crește stabilitatea dintre soți. Până la 5. După aceea începe să scadă în America. La noi s-ar putea să crească în continuare. Nu știm. Nu există studii. O facem. Dar tot mai puțin, că nu mai ai pe cine să faci studii. Asta e problema. Și chiar mă gândeam astăzi. Eram la părintele și are 4 copii. Deja la 3-4 socializează între ei. Deci ei deja pleacă mai tare în viață, că sunt puternici. Ei nu au nevoie ca altul să vină să-i confirme. Se confirmă unul pe celălalt. Au același set de valori. Dacă și părinți sunt uniți, ăla e un bloc. E o cetate deja. Deci fiecare copil asigură în plus o stabilitate. Plus că el nu este centrul pământului. Când e unul singur, el e centru. În jurul lui gravitează lumea. Mai ales astăzi, că așa e tendința asta a adulților să graviteze în jurul celor mici. Și e și aici un artificiu și un... Și o cădere. Și e bine dacă el are pe altul să comunice, comunică cu ăla, cu ăla, cu ăla, cu ăla, deci știe că părinții au dragostea împărțită între toți, știu că nu e centru,
Înțeleg ce înseamnă să trăiești în lumea aceasta și dezvoltă relații personale, nu relații unidirecționale, ci multidimensionale. Nu doar eu către ei și ei către mine, ci noi toți împreună. Și atunci va socializa bine, va avea o inteligență emoțională puternică, va simți pe celălalt mult mai bine. Și când am dezvoltat un copil, am crescut un copil, dar în momentul în care avem un sau doi, e foarte mult mai greu. Nu e imposibil, așa ne-a Dumnezeu, unul, doi. Dacă așa ne-a Dumnezeu, ia să ne-a Dumnezeu. Dacă părinții să-i omorât, asta e altă chestiune. Dar nu e atât de ușor. Și o văd în toate exemplele pe care le am. Mult mai greu crește. Un copil, cel puțin, mult mai greu este crescut decât doi sau trei. Pentru că el dezvoltă o anumite apetențe care n-ar trebui să fie, anumite dorințe și anumite frustrări, plus că el n-a avut o copilărie în care să comunice și a lisit frații și atunci știți care este foarte expus efectului anturajului. Când se duce undeva în comunitate, face tot ce zică ea. Că vrea să fie acceptat, că el n-a fost acceptat, de fapt n-a avut cine să-l accepte în familie. Dacă n-ai 2, 3, 4 aici, nu ai mai nevoie atât de să te accepte neapărat. Vei avea nevoie, dar nu atât de mare. Nu va deveni o devenire imperioasă, fundamentală. Dacă nu mă acceptă, ea sunt distrus. Și fac tot ce-mi zic ei. Înțelegeți? Deci, dacă părinții nu sunt de acord, încercați să vă lămuriți. Dacă este într-adevăr jumătate, sau e doar jumătatea imaginată a vieții noastre. Că putem să ne imaginăm că este jumătatea noastră, nu fie jumătatea noastră. Că să fie jumătate, trebuie să se potrivească. Că să fie jumătate, trebuie să fie un om care ne asumă. Care ne iubește. Care ne respectă. Care ne respectă până în momentul în care ne căsătorim, în cel puțin în relația aceasta trupească. Da. Ce să fie? Care și cum își așterne, așa doarme. Și pormă vin nenorociți, mai ales femei, distruse, că nu pot să-mi repar viața. Măi, frate, nu ne întreb. Cine te-a pus să-l iei? Cine te-a pus? Acum rabdă-l. Dacă l-ai luat, e rabdă-l. Bea, domnul Virgil, bea, mă chinuiește. Ce să-ți facă? Un bărbat ce a făcut mulți ani masturbare mai poate să fie un adevărat cap de familie? Din punct de vedere psihologic este foarte greu. Din punct de vedere duhovnicesc este posibil. Nu știu dacă răspunsul acesta vă mulțumește. Pentru că psihologic vorbind, ai niște dependențe și mentale și că ai făcut masturbare, n-ai făcut-o simplu, ai și consumat pornografie și atunci ai consolidat niște relații proaste în cap. Din punct de vedere duhovnicește, omul are, pentru că biserica îți dă tot felul de mecanisme de acestea de apărare în fața acestor atacuri. Pentru că sunt atacuri, să știți, fantasmele legate de masturbare vin peste tine și te neliniștești, îți vrează anxietate și te rup. Dar în momentul în care tu mergi cu ajutorul lui Dumnezeu, cu spovedanie, cu simțirea și cu Sfânta Împărtășanie, unirea cu Hristos, încet, încet se schimbă mintea ta. Nu este ușor să te eliberezi. Dar v-am spus, prietenul ăsta al meu, cunoscut al meu, dacă spun și în fiecare săptămână, păi dacă 2 ani de zile ai renunțat la lucrul acesta, nu o să mai revii asupra lui. Puneți în cap. 2 ani de zile, domnule. Hai, puneți un an. Și după un an mai puneți unul. Puneți 2 ani și ai terminat povestea. Și ai terminat, dar trebuie bărbăție. Eu să spun, măi, fraților, bărbatul când e bărbat își asumă femeia până la capăt. Bărbatul când e bărbat se stăpânește, se stăpânește firea. Masturbarea și toate chestiile astea distrug bărbăția și ne fac să fim slabi, să fim pătimași, să avem pasionalități, să avem pulsiuni pe care nu le putem controla. Aia nu e bărbăție. Deci trebuie să ne recuperăm bărbăția. OMS, Organizația Mondială a Sănătății, este finanțată de companii farmaceutice. Asta explică tot? Nu știu de cine este finanțat. Nu m-am ocupat de finanțarea ei, deci nu pot să dau răspuns pentru lucrul acesta. Dar eu nu sunt foarte nemulțumit de proiectul pe care l-au ei pentru educație. Dacă ai oarecare dependență sexuală, te tratezi într-o relație cu un partener curat, cu care nu întreții relații sexuale, sau te tratezi mai bine în afara relației? Mai bine în afara relației. Deci e mult mai bine să nu ai o relație, pentru că în momentul în care tu ai o dependență sexuală, relația respectivă te va zgândări. Te va tulbura. Fă-i un efort, măcar așa cum v-am zis. Un an de zile măcar. Măcar un an de zile țineți-vă departe ca să o începeți curat. Deci dar trebuie să curățiți mintea de fantasme. Nu e greu. Dar trebuie să le opriți cursul. Trebuie să aveți de lucru și faceți ceva pentru Dumnezeu. Că Dumnezeu, dacă vede că lucrați pentru El, va lucra și El pentru voi. Și vă eliberează. Ne eliberează de toate fantasmele astea. Pentru că lui așa îi place. Dacă noi facem, mai sunt unele care fac legământ. Țin un legământ. Doamne, dacă mi se va întâmpla asta, mă voi face acest lucru. Dumnezeu persoană. Îi răspunde la chemarea
și la relația personală. O publicam în Familia Ortodoxă un interviu, un cuvânt al unei maici, Macaria, Numărul Viitor, extraordinar, care spune: Dumnezeu te ascultă dacă strigi la El. Nu dacă zici: Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu, miluiește-mă, așa. Zici: Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu, miluiește-mă. Deci tu strigi, ești cu toată inima și mai ca Domnul la fel. Deci dacă există o chemare din toată inima, păi dacă pe un om îl miști, cum să nu-l miști pe Dumnezeu? Deci să nu intrăm în mecanisme și automatisme, ci să fim vii în raportul cu Dumnezeu, că Dumnezeu este persoană. Cum ați întrebat, mi-am amintit de Familia Ortodoxă și toți sunt criticat tot timpul. Mă, te duci și nu le vorbești de Familia Ortodoxă și mă și scriu la ea. Fraților, luați această revistă că ajută. Am un prieten care mi-a zis: dacă te mai prind, nici te mai primesc, nu mai vorbesc cu tine dacă... Ajută foarte mult, pentru că nu avem de unde să ne procurăm informațiile sănătoase. Într-o mass media împuțită, într-o societate care este afectată, cum este la nivel informațional, acest mijloc este un mijloc în care cred eu că poți să ai încredere. Că îți furnizează lucruri făcute de niște oameni de știință, din biserică, care au un capul pe umeri. Nu mă refer la mine. Nu mă exclud pe mine. Eu sunt un accident acolo. Și oameni care, într-adevăr, se zbat în viața aceasta să facă ceva. Deci este păcat, pentru că ai o investiție mare făcută la un preț minim. Adică dacă o cumpărați, n-ați cheltui mai nimic față de ce vă puteți câștiga din ea. Vă spun din toată inima. Mi-am făcut datoria ca să nu mai fiu judecat. Și cred în asta. Este foarte adevărat. Nu o să avem o comunitate puternică atât timp cât nu avem mijloace de comunicare ale noastre, care să ne confirme că suntem sănătoși mental. Că dacă toată ziua te întâlnești pe stradă cu oameni care spun că ești bolnav mental, sau ești nebun, sau ai ceva, dacă ești sănătos, vei crede într-adevăr că ești nebun. Pentru că numai nebunii, când îi spune că sunt nebun, cred că sunt sănătoși. Dar omul sănătos, când îi se spune zilnic că e nebun, la un moment dat crede că e cel că e nebun. Și bă, toată lumea avea nedreptate, toată lumea zice că e nebun. Deci trebuie să găsim niște mijloace care ne confirmă. De-aia avem nevoie de oameni, de ca comunitate, ca să ne confirme că suntem sănătoși. Bă, și ea trăiesc așa. M-a sunat cineva din America. Și mi-a zis, când deschid Familia Ortodoxă, este că pentru mine ca un fel de medicament. Parcă îmi revin. Am sentimentul că sunt sănătoasă. Deci trăiesc într-o lume în care mi-e foarte greu să mai cred că sunt sănătoasă. Pentru că lumea se comportă complet anapodat, complet anormal. Și când deschid aici și văd că există oameni care gândesc ca mine, dau seama că nu sunt nebună. Că n-ar avea cum să fie, noi cu oamenii nebunia lor nu se întâlnesc. Fiecare cu nebunia lui. Numai oamenii sănătoși se întâlnesc. Pentru că atunci când gândesc fiecare într-un duc, aceia se pot întâlni. Cum poți întări persoanele care cu prețul păstrării fecioriei au rămas singure, mai ales femeile, la vârsta la care căsătoria pare practic imposibilă și nu mai dau semne că ar avea vocație monahală? Poate să mână lui Dumnezeu. Ia să vă zic eu așa, dacă vreți să vă întăresc. Vi se pare că mai bine așa să vă căsătorii cu cineva care vă bătea zilnic 20 de ani? Vă înjura și vă dădea afară din casă și vă ținea la ușă? Credeți că nu există astfel de persoane? Am cunoscut, am pe cineva care e soț, deci tatăl i-a bătut pe maică-sa până a omorât-o. Două persoane. Și a rădat săraca până a omorât-o. A bătut-o în cap până a omorât-o. Nici n-a făcut pușcărie, că știți că n-a murit de bătaia. Atât a bătut-o că s-a înslicat inima, s-a nu știu ce, și până la urmă femeia a făcut și așa a murit. Deci gândiți-vă că există și posibilitatea de a te chinui. Iar omul care îl are pe Dumnezeu și care are ce face în lumea aceasta, nu cred că are nevoie neapărat. Adică nu este obligatoriu să aibă nevoie de o familie. Faceți-vă familie prin a ajuta niște oameni care sunt singuri sau oameni care au nevoie de ajutorul dumneavoastră. Și care vor să vă iubească. Și mai e o chestie, Doamne. Dacă te ajuți pe oameni, Dumnezeu te ajută pe tine. Dumnezeu va fi familia noastră. Eu nu cred că trebuie mai mult de atâta. Dar trebuie să avem curaj. Dar nimic nu este ușor. Adică vreți ca noi, fără familie, fără responsabilități, fără un soț care să ne bată la cap, fără 3 copii, 5 copii care să ne lasă să dormim noaptea, să ne simțim la fel de bine sau mult mai bine decât ei, decât cei care au familie. Aceia au bucurile lor, au și durerile lor. Noi nu avem durerile lor, apoi avem alte bucurii. Deci nu se poate să avem și noi nici durerile noastre. Deci nu există, Dumnezeu nu e nedrept. Dureri trebuie să avem toți. Asta este situația. Asta e viața, să nu putem trece prin ea altfel. Deci lipse și frustrări și sensibilități și o dorință. Dar dacă toată tensiunea aceea de dorință de a avea o familie o ducem către Dumnezeu sau către a face binele pentru unii sau alții, atunci cred că ne putem împlini mai mult decât cei care au o familie. Că spunea Părintele Petronie că nu e mare lucru să faci mulți copii, ci să-i faci ca să se mântuiască, să-i faci să devină oameni. Sunt mulți care fac mulți copii și ajung numai pe lene.
Deci nu asta că faci o copii și nu că îți faci o familie este important, ci ce familie îți faci, ce copii faci, asta e lucru esențial. Așa că poate că e mai bine într-o lume care, vedeți, este în decadență și în care au ajuns, ce vă zic, e mai bine? Așa sau să fie căsătorit, să fi fost divorțată de două ori? Am constatat la mulți părinți că se bucură că se căsătorește copilul, chit că va divorța. Se bucură și că divorțează. Lasă, dragă, și le face viața. Așa au ajuns oamenii azi. Și până și mai reface o dată și încă o dată, de parcă ar fi piesă de schimb. Mai repar ceva și ai refăcut. Dar asta e boala vremurilor noastre. Deci mai bine să nu fi fost așa decât să fi fost să fi căsătorit, să ne fi despărțit, să ne fi căsătorit, că a rămas și un copil pe drum. Vă spun, văd femei cu copii singure în situații dramatice. Mă doare inima, vine mie să plâng. Și mă gândesc tot timpul, mă duc acasă și mă gândesc, cum să-i ajut, mă? Mă gândeam să-i chem la mine, să mai stau cu copiii lor. Fiți. Dar nu poți să faci lucrul ăsta cu toată lumea. Sunt drame imense. Copiii suferă fără tată, mai ales fără tată. Deci, fiecare are, vedeți, lumea este, trăim într-o lume care trăim ca război. Este ca... Și atunci ne asumăm starea aceasta de război. Primul război mondial, cred că au murit o pătrime din bărbații României. Vă dați seama că o pătrime din femei au rămas fără bărbați. Ce drame! Am zis o pătrime, dar au murit mai mulți. Ce drame! Dați seama ce drame. E, să ne comportăm ca în război, să ne asumăm ce a ieșit pentru noi și cu ajutorul lui Dumnezeu cred că ne va fi oricum mult mai bine. Decât dacă stăm să visăm la familia pe care n-am realizat-o și care probabil nu o să o mai realizăm vreodată, din motive de Dumnezeu știute. Ce este indicat raportarea bărbatului la aspectul fizic al femeii în vederea începere? Este indicată raportarea bărbatului la aspectul fizic al femeii în vederea începerea unei relații? Unei relații de prietenie? Eu zic că nu prea e indicat. Dar poate să fie un aspect important. Poate să fie un aspect pentru el. Cred că mai repede trebuie să ne uităm la sufletul omului, care se vede în ochi, în față, în comportamente, în viață, în sinceritate. Unii sunt sinceri, în fire. Un prieten care, a cărui soție, nu e foarte performantă în gospodărie. Poate se poate spune că din potrivă. Fată cu minte. Doi copii, trei, nu știu câți are. Și el vine săracul la servici și mai face treabă și acasă. Mai face și leții copiii. Și stăteam împreună și zice, mă, și ea ce îmi zice? Mă, dă slavă Dumnezeu că tu ești atât de bun și eu sunt, na. Și eu, mai bună nu pot să fiu. Hai și tu. Dar zice ea, odată m-a întrebat, mă, dar tu ce m-ai luat? Eu frumoasă n-am fost. Gospodină, nu? Vezi că nu sunt. Am învățat carte. Am fost foarte bună la carte. Și așa fac copiii, fetele de mici, învățate, să facă carte, nu mai fac nici nimic când sunt mici, cu gospodărie și când trebuie să le facă smar, nu mai pot să fac. Și el ce mi-a spus? M-am tot gândit și eu așa. Și mi-a zis, am luat tot cum mi-a plăcut sufletul ei. Și așa este. Și el e fericit cu ea, adică nu, ce mă lăsă puțin așa nemulțumit uneori când văd că tot trebuie să fac mai mult, mai mult. Dar sunt alte probleme care sunt și mai mari. Deci eu aș zice să căutați la sufletul omului. Sigur că trebuie să existe și o apropiere, o simpatie care are un fundament legat de chip, de trup. Dar și trupul e o icoană. Chipul e icoana sufletului. Deci în el se vede totul. Eu de multe ori mă uit la unii oameni cât de frumoși sunt și cât de urât sunt în același timp. Cât de frumos se sufletește și cât de urât se trupește. Și mă uit la modelele astea care sunt pe micile ecrane, că n-au nimic. Mie cel puțin, eu nu știu cum le pot vedea frumoase unii și alții. Mie nu spun absolut nimic. Deci sunt chipuri goale, manechine. Parcă n-ar avea viață în ele. Te gândești dacă și fie să-i cercetezi. Și de multe ori sunt aranjate pe calculator, nici măcar nu arată așa. Sau sunt machiate de a le face marea frumusețe și ele sunt îngrozitor de urâte. Deci eu cred că să nu ne amăgim cu aspectul fizic. Să nu fie aspectul fizic o amăgire. Ci este atracția. Dar dacă atracția fizică e cea care are preponderență în apropiere, ne vom trezi într-o capcană. Pentru că la un moment dat nu să ne mai simțim atrași fizic și s-ar putea să ne placă omul. Dar dacă îți place omul, chiar dacă nu te atragi fizic foarte tare, la un moment dat s-ar putea să descoperi că nu, după ce te vei căsători, că de fapt era mult mai puțin important atracția fizică cât omul. Că noi nu cu un trup conviețuim, ci cu un om, cu o persoană, care trebuie să funcționeze ca o persoană, să aibă viață, să fie vie, să fie... să ne odihnească. Și cuvântul ăsta spune foarte mult, să ne odihnească. De ce să adresezi? Căutați un om care să vă odihnească. Dom'le, când stai cu ea și te odihnești, sau cu el, înseamnă că e o chestie bună. Nu când te exciți, când te odihnești. Adică când vezi că raportul cu ea este un raport care ție, te bucură. Te bucură și te liniștește. Și ai o anumită odihnă. Și vezi că ea protejează libertatea, nu când joacă teatru. De asta trebuie să fim și noi curați la minte, că dacă nu suntem curați la minte, nu simțim.
Când omul se curățește la minte, capătă un simț. Și îl simte pe celălalt. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atâta devine mai transparentă lumea pentru tine. Rațiunile care sunt dincolo de înfățișare. Că te și miri. Mă, dar cum ne-a luat-o pe femeia asta, mă? Că te uiți la ea, cum l-a luat pe asta, mă? Că zici că este... Dar din cauza că s-au împătimit foarte mult, nu mai au simțul acesta al minții, nu mai au sensibilitatea și nu mai simt. Nu mai pot să vadă dincolo. Se ieșită puțin, se entuziasmează puțin, se exaltează puțin, visează mai mult. Gata, ăsta este bărbatul, jumătatea mea. Și m-am aruncat. Și de fapt, nu e nicio jumătate. Nici măcar sfert. Ce părere aveți despre un băiat de 18-20 de ani care este gata să scoată cuțitul, să te taie, doar pentru că i-ai dat un leu ca să-și cumpere un cort? Că nu i-ai dat un leu ca să-și cumpere un cort. Când am venit din Grecia acum, a fost plecat puțin pe marginea drumului în Bulgaria, sunt o mulțime de femei ușoare. Și la un moment dat, ce am zis, într-un context, într-o discuție, hai să le oprim, să le spunem și noi o vorbă. Și opream, le dau așa o iconiță, spune Hristos a înviat. Hristos vă scrie. Și să vedeți reacții la ele. Înțelegeți? E foarte interesantă reacția unui om care nu se așteaptă să fie tratat ca om atunci când îl tratez ca pe un om. Înțelegeți? Ce să vă spun? Până la lacrimi. Și la ele și la noi. Că și ne erau șocate. Una din trei ne-a zis Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Spontan. Cea care ne făcea cu mână să ne oprim. Era foarte voluntară. Și ne-am împoprit și împotriva tuturor așteptărilor ne-am dus și ne-am dat o iconiță și i-am spus acum Maica Domnului la podrom, i-am spus Hristos a înviat. Și a zis cu toată puterea și adevărat a înviat. Așa s-a bucurat, celelalte erau bulversate. Și una era în juca ochii în lacrimi. Deci asta este, copilul acesta poate că nu tratează, nu a tratat nimeni ca o persoană. Și atunci el se răzbună. El se crede îndreptățit, să-și ceară și dacă nu-i dai, să te pedepsească. E foarte greu. Uneori te gândești, mă, și ce să faci în astfel de situații? Că lovești pe ăla, dar ce-ai bătut? Trecutul lui, care este unul stricat, suntem vinovați. Suntem vinovați pentru tot răul care se petrece în lume. Cine nu are această conștiință, nu a început să meargă pe drumul credinței și nici nu cred că poate schimba ceva bun în viața lui. Suntem vinovați de tot ceea ce se întâmplă. Pentru că dacă noi am fost mai buni, poate că nu ar fi fost lumea așa cum este. Și totdeauna am convingerea în viața noastră este loc de mai bine. Să facem puțin mai mult bine pentru celălalt, pentru relația cu Dumnezeu și mai departe. Cum poate fi combătută această ideologie stricată dacă e predată în școală, prin postura elevului? Din postura elevului. Nu de mult am avut la școală o oră ce încurajează relațiile sexuale. Dar păi trebuie să spun. Pentru elev e foarte simplu. Elevii au mijloacele lor. Așa cum îl determină cu un profesor să iată din clasă, sunt convins că poate să-l determine și pe ăsta. Dar e greu. Spui glume, vorbești singur, te ridici în picioare, te duci la fereastră, îi spui că pe tine lecția nu te interesează, sunt o mulțime de metode, nu învățe pe elevi. Am depășit de mult vârsta asta și doar aud așa am povestit și mă îngrijorez. Dar mă îngrijorez acum mai mult că aceste lucruri sunt folosite atunci cu profesorii și nu cu ăștia care vor să-i distrugă. Dar trebuie să nu ne pierdem simțul umorului. Și cu asta închei. Dincolo de credință și de asumarea aceasta, nu trebuie să ne pierdem simțul umorului și optimismul, pentru că ne ajută mult să depășim momentele astea grele în viață și în societate și, până la urmă, dacă așa rânduit Dumnezeu să trăim în această lume, să facem tot ce depinde de noi și făcând atât puținul pe care îl putem face noi, și lumea va deveni puțin mai bună și, până la urmă, ne-am făcut datoria. Am depășit momentul acela în care credeam că, uite, totul e pierdut și că, gata, suntem distruși. Nu, se pot face foarte multe. Și, până la urmă, fiecare după puterea lui și în funcție de ceea ce face, ne va răspăti Dumnezeu în viața noastră. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim pentru cuvintele de folos spuse astăzi și vă mai așteptăm aici la Suceava pentru o nouă conferință. Mulțumim!
știu dacă se poate să iau cântă în prezența mea. Este din morminte viață.